Bine v-am regăsit! Mi-am luat tricou cu rugby pentru că începe în curând campionatul mondial de rugby. România joacă la acest campionat mondial față de alte sporturi, dar nu despre rugby discutăm, deși n-ar fi o idee rea, poate să povestim despre, despre sportul sibian la un moment dat, ci povestim, de fapt discutăm despre ce înseamnă să faci cultură în anul 2023. Înainte să prezint invitatul și să începem discuția propriu-zisă, ca de obicei, trebuie să amintesc cei care pe, <coughs> pe cei care ne sprijină, în Corso Consult, Gama SRL, Mihai Unițiu, brocăraj în asigurări, prietenul meu Lucian Hunia, de B13, care e aici pentru glasurile noastre, pentru ca glasurile noastre să funcționeze cum trebuie și evident echipa care ne montează, ne filmează și ne aranjează ceea ce facem astăzi, adică echipa formată din Răzvan Marcu și Florin Bădilă, care le mulțumesc de fiecare dată. Acum poate vă uitați pe YouTube, dar să știți că ne găsiți și pe Spotify, ne găsiți și pe Google Podcast și am descoperit că și pe multe alte platforme de, de podcasturi din, din lumea aceasta. Nu că am fi dorit, dar așa funcționează mai, mai nou acest sistem al podcasturilor. Să prezintă invitatul. Binevenit, Ciprian. Bine te-am găsit și ca să zic numele complet. 40 de ani, doctorand al Universității Lucian Blaga, astăzi ești managerul sau director general al Complexului Național Muzeal Astra. Uh, ai, ai absolvit Universitatea de Vest din Timișoara, specializări, istorie, patrimoniu, arheologie, teologie, uh, exact cum funcționează acea facultate. Ești și președintele Rețelei Naționale a din România. Uh, ce mi-a plăcut, îți spun două lucruri, o să remarcă când m-am uitat peste CV-ul care mi l-ai trimis, ce mi-a plăcut este că ai luat-o efectiv de jos. Deci a angajat, șef birou, șef secție, director pe Muzeul din uh, Muzeul Civilizației Populare și iată acum manager. Deci practic ai experiența necesară pornind de jos ajungând în fruntea instituției. Uh, ai lucrat în, uh, ca și uh, în echipa de management a, a proiectului Conservare și Restaurare Patrimoniului Endografic din Muzeul în aer liber. Ești expert în cadrul, sau ai fost expert în cadrul proiectului Sprijinea dezvoltării artistice a tinerilor din activități muzeale în municipiul Sibiu, un proiect pe care muzeul l-a dezvoltat. De asemenea, ai fost manager sau ești manager de proiect cultural? Ai fost în sensul că poate nu mai, nu mai activează, din punctul de vedere ești, pentru că acelea nu dispare, ca la un autor, ești autorul cărții respective. Programul se numește Capacități, modul 3, proiecte de sprijinire a participării României la proiecte internaționale de cercetare, cooperarea bilaterală România-Slovacia. Ai fost, ai fost expert în, în proiectul de, de uh, clasare în Europa noastră a 60 de biserici de lemn, în care muzeul ăsta a fost partener. Ai făcut cercetare teren și asta cred că totul mai poate să vadă cât de mult ești plecat prin țară făcând în continuare cercetare, deși managementul o perioadă, îți ia un timp greu și mult din, din viața ta. Uh, ai coordonat foarte multe programe muzeale și aici am reținut unul care recunosc că mi-e drag și mie la bibliotecă, acela de voluntariat și asta ai, ai, poate chiar aș să discutăm despre voluntariat la un moment dat, că îmi să spun că Sibiu e un exemplu bun în, din mai multe instituții sau târgu casio-tradiționale, uh, semnătura ta este pe 25 de monumente reabilitate și mutate în muzeu, a uh, ai participat la N conferințe, eu am reținut mai locații, că dacă acum începem să le citim pe toate, stăm da, o oră, da, nu așa. Da, da. Paris, la Louvre, la Rem, în Grecia, dar evident și în România. Uh, patru titluri de autor și coautor, dintre care arhitectura tradițională din Muzeul Astra, să zicem, că ar fi cel mai interesantă, dar cea mai importantă. Dar avem și cartea Crânguri din Apuseni și o serie de articole de specialitate. Deci iată să uh, complexă prezentare. Uh, nu te laud doar pe tine, așa e la fiecare manager din Sibiu, de bine, de rău. Încep eu cu o istorie, și după intrăm în subiect, dacă ești de acord. De acord. Undeva suntem, hai să mergem să regresăm și ajungem la începutul secolului 17. în Sibiu. Sibienii, intrând într-o criză, mai ales după războiul acela cel lung în care a fost implicat și Mihai Viteazu. Suferă de o, o serioasă problemă financiară, dar își găsesc resursele să finalizeze sistemul de fortificație din Sibiu și termină, de fapt, undeva în prima jumătate a secolului XVII, ultimul bastion din cele proiectate. Numele ar fi fost, sau numele, dacă l-am folosit, numele complet românesc ar fi Bastionul Mercenarilor, Soldiș, pentru că Soldiș vine exact de la ideea de soldă, adică soldați plătiți. Este comparabil cu alte bastioane din Sibiu de mai mici uh, dimensiuni, asta spun eu și datorită terenului, dar și exact acestei lipse de bani. Acest bastion ne-a ajutat uh, în... Uh, în uh, marele asediu pe care principele Transilvaniei Gheorghe Racoții îl, îl, administrează Sibiului, dar după aceea inclusiv în războiul curuților de aproximativ începutul secolului XVIII. După care intrăm în ceea ce am spus eu, acea Pax Habsburgica în care nimeni nu a mai atacat Sibiu, pentru că nimeni nu a atacat Imperiu, în primul rând. Și nu se mai folosește bastionul, Culmea că nu-și găsește în prima fază nicio întrebuințare alternativă, cum a fost cazul bastionului pe peste care s-a construit cazarma care o știm noi de cazarma 90, nici ca la bastionul Haller unde s-a făcut școala de moașe, dar nu s-a demolat față de celelalte două bastioane, cel de la poarta Ognei, deci pe strada Ognei și cel de la poarta Tunului pe strada Tunului și a rămas așa. Se construiește acel complex care în perioada comunistă devine orfelinat, dar lumea doar îl vedea, trecea pe lângă el, dar el nu mai era și de asta a și intrat într-o statiu de ruinare, aș putea spune. Ei bine, pornind de la treaba aceasta, te întreb cum facem și cum ai făcut până la pentru că este proiectul vostru și asta mi-a plăcut foarte mult uh, și aici recunosc că o să, o să fie trei paliere. Cum scoatem la lumină și dăm viață unui monument oare eu cum uitat? Cum îl valorificăm și îl aducem în anul 2023? Și cum scăpăm sau, sau, dacă e ca să scăpăm de legende, mituri și alte nebunii care s-au pornit de acolo, pentru că în caz că nu știi, din bastionul ăsta pornești un tunel care ajunge până în munții Apuseni. Așa mi-a spus cineva și am vrut și eu să vă Acolo ai fi ajuns <laughs> și eu atunci. Posibil, da. Bun, e un pic mai, completă, mai complexă întrebarea, dar a zis să fie un start mm. de, de, discuție. Pentru că mi-a plăcut că ați pornit să-l reabilitați și să-l puneți în valoare. Păi, de ce? În primul rând, salutări ție și celor care ne privesc, și mulțumesc pentru invitație. Chiar doream să ajung la podcastul tău, pentru că îl urmăresc și sunt discuții libere, sunt discuții care se adresează tuturor categoriilor de public, ușor de digerat și de înțeles, ce înseamnă, de fapt, cultura în dezvoltare organică a unei societăți. Păi, în primul rând, noi la Astra suntem o echipă foarte profesionistă și noi am implementat proiecte de aproape 11 milioane de euro. Proiecte scrise de noi, implementate de noi finalizate și, mă rog, la noi un proiect nu se termină, un proiect să nască altceva. Corect. E obligatoriu. Faptul că am avut contact cu instituții de cultură puternice din afară, cu țări puternic dezvoltate, cum sunt cele din Scandinavia, vorbesc de, în special de Norvegia, apoi și de Suedia și Danemarca, spațiu germanic și nu numai, ne-a determinat cumva să mișcăm lucrurile într-o altă direcție, văzând că există resurse totuși pe piață să-ți permită să faci acest, acest lucru. Am câștigat și o experiență, atât eu cât și echipa mea în a manageria un proiect, al implementa, dar a și de a identifica resursele necesare ca să poți să crești și să dezvolți o infrastructură care, la rândul ei, devine o platformă pentru un program cultural cu produsele culturale uhum. aferente. În legătură cu Bastionul Șoldiș, în momentul în care am mers la Consiliul Județean la doamna președintă Câmpian, și i-am spus, doamna președintă, haide să preluăm neșoldishul și dăm clădirea de la numărul 12 din piața mică, pentru că eu nu-mi permis să am o clădire de birouri uh -huh. în zona centrală până când nu ajung la autofinanțare de măcar 70%. Correct. Era o clădire care nu putea fi folosită pentru niciun fel de activitate culturală, fiind situația cu închiriașii de jos de da. la parter care dezvoltă o afacere, mă rog. Da, și dumneavoastră a achisat foarte Acolo am repede. avut primul, acolo am avut birou, primului meu job. Da, la centru de informare mm -hmm. documentare, da. Și dumneavoastră a achisat foarte repede la, la idee. Împreună cu conducerea Consiliului Consiliului de Țeni, au trecut imediat, ne-au dat la o clădirea. Bineînțeles, ne-am spus care e planul. Că noi acolo intenționez, în proiectul meu de management, așa și scris asta, să devină centrul asta pentru educație. De ce? Pentru că suntem înconjurați de foarte multe școli. Primare, gimnaziale, liceale. Colegi și, acolo. Exact, și universitățile care sunt în proximitate. Universitatea ți-am Blaga, de facultățile respective. Și Mincu. Și Mincu, da. Și atunci am zis, ok, hai să facem aici, centrul asta pentru educație, dar prima mare provocare a fost să-l scoatem din Buruiană. Uh -huh. Am dus peste 40 de containere de deșeuri și de molos și de vegetație din tuneluri, tunelurile din bastion și din uh, curtea aferentă bastionului care e toată noastră. Acum, anul acesta, intenționăm tot, aici trebuie să menționez prișinul primăriei, pentru că primăria prin uh, uh, discuțiile care le-a avut domnul consilier Bibu cu doamna primar, primăria chiar a acceptat propunerea de a face un parteneriat mm -hmm. cu Consiliul Județean și atunci noi primim de la primărie o sumă de bani, se și vede ce am făcut cu ei, anul acesta intenționăm să facem un DALI pentru că nu mai putem să efectuăm lucrări nesupuse autorizării, da, și să vedem cum reușim să dezvoltăm sau mă rog, să amplasăm un gard fonic Paralel cu Alba Iulia, pentru că altfel nu poți să faci acțiuni culturale, da, că e adevărul, o infernală. că din da. cauza traficului platforma aceea ar fi aproape da. inutilă. Acum, găsindu-te pe tine și numai pe tine, o să convocăm, când facem tema de proiectare istoricii Sibiului, să ne ajute cu informații. Colegii mei, la fel, au pregătit deja un dosar plin cu informații, pentru că istoria trebuie comunicată și mediată, altfel decât o făceam până acum. Noi nu dorim să dezvoltăm acolo un spațiu pentru specialiști, un spațiu pentru sibieni, în primul rând, pentru că este patrimoniul sibienilor, nu este al celorlalți. Că vor profita sau, mă rog, că vor veni și turiștii. Este foarte bine. Tunelurile sunt deja aranjate, chiar te invit să le vezi, sunt, mă rog, sunt curățate și așa mai departe, dar mai, sunt, mai este încă mult de lucru acolo. Mie ce-mi place la Bastion și ce se poate, apropo de discuția cu istoricii, ce se poate, și avem destui istorici în Sibiu, mai ales specializați pe zona aceasta fortificațiilor medievale, partea bună este că putem în sfârșit să vedem in situ cum se acest, cum se dezvolta aceste fortificații care sunt între structurile medievale și structurile uh, moderne. Pentru că nu vorbim doar de bastionul sine, mai avem o rondelă de foc care, din păcate, a mai rămas doar ruină și se poate vedea în spate, dacă nu în grădina voastră, ci în, uh, în interiorul spitalului de lângă era zidul din spate, erau niște parapezi, deci era mult mai complexă fortificația și asta e partea bună pentru că uh -huh. lucrurile acestea se pot observa. Da. Adică nu era doar un zid care îl știm că trece pe lângă și un bastion și cu asta basta. Păi... Trebuie să înțelegem și ce erau cu aceste pasiuni. Da, bineînțeles, dar acolo împreună cu, cu tine și cu ceilalți colegi care au documentația sau, mă rog, au <coughs> cunoștințele necesare, noi putem să prezentăm istoria orașului sub o formă mult mai interactivă către publicul tânăr, în special, da. ca să-și înțeleagă valorile identitare, pentru că face parte din identitatea locului. Din punctul nostru de vedere, zona respectivă are mult potențial. Și acum, dacă e poarta deschisă și intră cineva, e curios, mm. wow, tunelurile de care am auzit, în care am fost când eram copii, mă nu cunosc toate legendele și legendele sunt legende. Bine, din legende poți să dai o informație către public, dar acolo noi vrem să decapăm inclusiv vechiul canal al Morii, l-am identificat. Dar, repet, aici va conta foarte mult de echipa care va face documentația DALIU, studiu de fezabilitate de tip DALI, pentru că vrem să expunem și să comunicăm cam toată resursa istorică existent acolo, am, în grădina din spate <coughs> am făcut o decapare colegii mei, că am da. și compartimentul de arheologie și am identificat niște scări nu știm unde duc și ce se întâmplă cu ele la noi fiind sezonul ăsta nebun de vizitare acum și având multe programe am stopat totul, o să intrăm, o să în începem din octombrie până exact, da. o să începem din octombrie în continuare să facem o săpătură arheologică și aici o să, o să apelăm și la colegii de la Universitatea Lucian Blaga și de la cei de la colegii de la Brukenthal, mm -hmm. pentru că îmi doresc să creem acolo o zonă atât educațională, dar să fie o platformă pentru toate instituțiile de cultură din oraș. Noi, biblioteca, muzeul bruchental, apoi vine și Universitatea Lucian Blaga dacă dorește să vină în proiectul respectiv, pentru că nu e al nostru. Eu administrez ceva ca director, am un plan de management, dar nu pot fără partener să dezvolt un program concret. Orsibiu s-a dezvoltat datorită culturii. Noi trebuie să, să venim cu o altă calitate, cu o altă calitate. Suntem obligați să dăm o altă calitate de actului cultural, suntem obligați în continuare să fim locomotiva țării când vorbim de cultura, când vorbim de cultură, mm. când vorbim de programe culturale, de produse culturale, când vorbim de o o colaborare foarte aplicată între mediul de stat și mediul privat, cum Sibiu o face deja, deci trebuie în continuare să ne asumăm acest rol și să, de să fim exemplu pentru celelalte județe și orașe din România, cum prin cultură, da, tu poți să dezvolți și economic o comunitate. Pentru că știți, barometrele culturale de calitate care se fac în Europa Occidentală, nu că la noi nu s-ar face, dar nu se prea fac în orașele mici cum e uh -huh. cu Sibiu o companie mare, dacă dorește să investească, primul document care îl analizează, în afară de, mă rog, resursele astea de teren, imobiliare, etc., barometrul cultural. Să vadă care este gradul de cultură al comunității. Iar marile companii inclusiv investesc în entertainment. Bineînțeles, spune, în bineînțeles, general. bineînțeles pentru că ai da. nevoie pentru angajați. Angaja, da. Cultura oferă, oferă stare de bine. Da. Asta trebuie să exact. fim, înțelegem, să înțelegem cultura, muzeele, mai ales prin noua definiție, cum noi oferim well-being-ul, starea asta de bine. Și dacă, ca să oferi starea de bine, nu poți să o faci de unul singur, mm -hmm. trebuie să lucrezi cu mai mulți factori și să livrezi ceva comunității, pentru că, repet, patrimoniul este al lor, noi e îl administrăm. Mie mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, o să revin la treaba aceasta. Legat de, de Bastion, pe mine mă, mă bucură că unul este pentru prima dată, cred că de an bun întregi, de an bun și cred că, de fapt, sau nu știu, moment în care s-ar fi putut vizita un bastion în care, ef efectiv, oricine dorește poate vizita un bastion, tocmai această secretomanie. Dar secretomania a venit din, din funcționalitatea bastionului de până acum, pentru că erau spații închise, instituții care nu nu-ți permi nu permiteau accesul în zona monumentală, să spunem. Uh, dar a -a tocmai și creat aceste povești foarte vânătores, să le spunem, mm. despre tuneluri. Întotdeauna, de exemplu, la facultatea de istorie, cred că printre primele lucruri care ne-au învățat au fost marele mit al, al tunelurilor, care, care și ni s-a și explicat de ce este un mit. Faptul că medievalii nu știau să construiască tuneluri așa cum știm noi astăzi, să pun prin pământ pe distanțe enorm de mari. Eu le explic la foarte mulți pentru că sunt atât dacă am adunat toate tunelele din Sibiu, am face o rețea de zici că este canalizarea Parisului. Hmm. Ceea ce evident că nu este, dar mie, mă, mă distrează cel mai mult când am auzit, uh, am fost și cu, uh, și cu un alt invitat, uh, se spunea că atunci când uh, am Ioan, Ioan de Hunedoara a despresurat Sibiu, deci pe la 1440, uh, era un tunel de la Cibin, prin care el intra în secret și ajungea în piața mică. Și am no, gândiți-vă că piața mică e la o înălțime, Cibinul e la altă înălțime. Cel puțin cam așa e diferența. La cât să sapi ca să ajungi sub Cibin și să-l și traversezi, plus că vorbim de o perioadă în care, repet, trea să sapi da, sub exact, râu. Ceea Tehnologia ce... și... Exact. Um, o să-mi permit eu să fac o divagare, că le-am mai pus și relații. Sunt trei potențiale tuneluri. În țară se mai poate vizita un bastion la Alba Iulia în urma reabilitării fortificației bastionare, dar acelea sunt mai noi decât bastionul tău, mă rog, al comunității soldiș dar aceste galerii din interior, pentru că lumea, și asta o să mă, mă bucur că mi-ai și spus înainte, că o să vrei să explici de fapt cum funcționa un bastion, de ce sunt aceste galerii. Deci lumea în sfârșit va înțelege ce este cu aceste galerii. Recunosc că și studenții când au văzut le au zis, păi atâta, Pe păi, ce vă imaginați? Păi tuneluri, pe nu sunt tuneluri. Dar mai sunt, mai, mai, sunt poveștile de sub biserici, că acolo sunt aceste cripte și, o ce tuneluri sunt și acolo, ceea ce evident fals. Și există o singură posibilă rețea de tuneluri, care, dar nu sunt tuneluri, în Sibiu, undeva la 1600-1700, nu mai știu clar secolul, dar undeva în perioada aceasta a Principatului sau începutul de, de administrație hasburgică, se, este o decizie a Consiliului Local prin care spune că uh, interzice proprietarilor să-și închidă gurile de legătură între pivnițe. Și avem la începutul secolului XVIII o poveste, povestea tristă a lui Hartneck cel care a fost decapitat în piața mare, dar soția lui, ca să se întâlnească cu amantul, o lua prin, prin pivnițele din piața mare și o îngea în casa generalului, uh -huh. tot din piața mare. Deci știm că acestea funcționau și, într-adevăr, dar ele erau limitate. Am făcut divagarea asta ca să bifez și porunea cu, da. cu tunele. Dar mi-a plăcut foarte mult ce ai spus legat de parteneriate. Pentru că, de fapt, asta și este parteneriatul. Uh, tu, noi, administrăm niște spații care sunt ale comunității și atunci trebuie să le redăm comunității. Iar aceste parteneriate cred eu că ne aduc plus valoare, inclusiv nouă, ca instituții. Putem trăi într-o lume, spun așa, absolut uh, ideală, putem trăi ca instituții de cultură, nu vorbesc doar de uh, complexul muzeal astra nu vorbesc doar de bibliotecă, ci vorbesc de orice instituție de cultură. Fără parteneriate? Astăzi vorbesc, în 2023. Nu este un faliment. Ne putem permite? Nu. Eu nu, cel puțin eu nu permit. Fără parteneriate cu societatea civilă, cu mediul privat, nu, nu se poate. De și ce nu vorbesc doar de parteneriate de sponsorizare? Pur și simplu parteneriate. Nu, parteneriate, deci exact. Nu de, vorbim doar de aspectul financiar, pentru că noi ce trebuie să ținem cont este că cea mai importantă resursă avută de noi de ținută de noi este resursa umană. Uh -huh. Noi încă avem specialiști foarte buni. Și în muzee, și în biblioteci, și peste tot. Acești specialiști Așa trebuie să-i ținem. De ce? Pentru că. Ce nu văd cei de la centru, această migrație, anul trecut 50.000 de oameni au părăsit România, este cel mai mare număr din ultimii, nu știu, 5 sau 7 ani, ceva de genul acesta, citeam în, uh -huh. în presă. Au plecat foarte mulți oameni de cultură, din care lucrează în instituții de cultură, pentru că și Occidentul se confruntă cu o penurie de specialiști. Și atunci, noi cei din uh, centru și este Europa, chiar suntem bine văzuți, pentru că am fost școliți într-un anumit sistem. Eu cred că este fenomenul fost, medicilor. Exact, exact, și am fost nevoiți să lucrăm cu resurse financiare și logistice foarte reduse mm -hmm. În 33 de ani n-am prea avut resurse, no. acces la resurse consistente și atunci se duc și de obicei cam toți sunt vorbitori de limbă engleză, sunt vorbitori de franceză, mm -hmm. de germană. Clar își găsesc un job în, în structurile din afară, în instituții din afară, oricum mediu privat și cu mă rog, și cu mediul universitar e cumva o obligație să, să colaborăm, să lucrăm, pentru că trebuie să arătăm și studenților că, da, în România există o posibilitate de a te dezvolta profesional într-o instituție de cultură, fie ea de interes național sau de interes județean sau local, mai ales că acum se discută și de legea salarizării și salariile vor fi, vor sta un pic altfel în, în viitor apropiat. Mă rog, vom fi puși acolo unde ne este și nouă locul și ar trebui cumva toate aceste parteneriate se ducă la ce? Să convingem factorul decizional că, într-adevăr, cultura trebuie să stea, strategic vorbind, pe termen mediu uh -huh. și lung, alături de educație și sănătate. Noi oferim o sănătate mentală, oferim o stare de bine, oferim uh, timp liber. Dar noi facem Dacă e închid muzeul astra în perioada de concedii, da? Nu. Eu cred că 30% și sunt modest când spun 30% din hotelurile din Sibiu își vor pierde locurile da, de cazare. Noi facem atractivă comunitatea. Mă repet exact. că în afară de o infrastructură care în România este complet deficitară, unicul lucru care l-ar interesat pentru turist este să vadă un monument și știm că din teoria turistică este bun. După ce vizitezi un monument, trebuie să mai faci ceva în locul Normal. În respectivă. Normal, Și atunci ai interactorii culturale în, în joc. Da, corect. Uh, Fenomenul acesta de, de, de migrare a specialiștilor, și chiar cred că a fost ca la, ca la, că se întâmplă exact ca la medici, <coughs> salariile sunt mai bune și într-adevăr sunt foarte bine pregătiți cei din România, știu și o limbă, au o cultură generală, nu sunt atât de nișați ca în, ca în Occident și atunci pot avea o, o, o deschidere alt, mai mare. Dacă nu se va rezolva și sper totuși că din ce mai povesti să se rezolve. Uh, situația salarială, pentru că vom ajunge exact ca în situația medicilor în care uh, îți e obligator. Iar se simte și în continuare răspuns, se simte foarte mult la, la pregătirea universitară. Pentru că este normal și eu nu, nu condamn pe absolut nimeni când își îndreaptă copilul spre medicină, IT, unde ai garanție unui, unui venit și nu te gândești că ce o să, din ce o să străiască sau cât de modest o să străiască copilul, și în îndrept în zona aceea, chiar dacă el e pasionat de istorie sau de teatru sau de film, și, dar acolo ai o piață și restrânsă, pentru că al doilea lucru, aici o să încerc să te întreb un lucru, bine, e un pic empiric, dar încercăm. noi nu avem o piață privată de cultură în România, stabilă. Avem ONG-uri foarte multe care produc, dar sunt foarte puține exemple stabile, care funcționează și care își pot bugeta an de an cu o echipă în România și o echipă complexă poate ar safariu din București, poate mare din București, dar eu nu știu, e o bibliotecă, nu știu, privată, să fie la standardul nostru sau un teatru. Acum totuși teatru stat, acta, și, și statul trebuie să-și asume rolul de a sprijini și inițiativele private, pentru că... O face deocamdată prin proiecte exact, și atât. Asta se întâmplă și în Occident, deci statul, sistemul de stat, sistemul public din Occident susține mm -hmm. mediul privat, pentru că nu poți altfel să funcționezi. Cultura nu a fost și nu va fi niciodată profitabilă, nu e rolul culturii să devină, să facă profit, să facă venit, da, dar cultura, în schimb, livrează comunității, efecte economice directe și indirecte clare. Că haideți să vă dau exemplu muzeului Astra că e foarte actual. Anul trecut am avut 420 ceva de mii de vizitatori, uh -huh. cu vreo 6 milioane și ceva de lei venituri proprii, Adică eu când spun număr de vizitatori, automat vin și cu Correct. veniturile din bilete și abonamente. Numai nu vorbesc de proiecte, ca să existe echilibru și să vadă că nu exagerăm cu cifrele, că asta e o altă problemă în sectorul cultural exageratul numărului de turiști, vizitatori, etc. Da? Dacă 100 de mii din acești vizitatori plătitori de bilete au cheltuit în oraș 300 de lei sau în județ, înseamnă 30 de milioane de lei bani da. în economia locală. Deci iată care este efectul, cumva, indirect al culturii. Pentru că îți generezi ceva. Un monument istoric, dacă nu este valorizat și este doar restaurat și doar comunicat într-o zonă de nișă, într-o zonă de specialiști, acel monument, din punctul meu de vedere, este mort, este pierdut. Pentru că el trebuie adus într-o într zonă a comunicării și a valorizării către publicul larg. Noi oferim în cultură și educație. Știi foarte bine lucrul acesta. Lucru da. Și voi faceți foarte bine la bibliotecă. Chiar te și felicit pentru modul în care ai, cum să spun eu, ai dat un restart practic bibliotecii. O după. <laughs> da, nu, mulțumesc. Dar nu, ăsta este adevărul. <laughs> pentru că cu cât suntem mai mulți și mai puternici, cu a deja lucrurile se mișcă. Și județul Sibiu e un județ mic. Știi bine că eu nu sunt în înderegimentat politic, dar vreau să spun că județul Sibiu este de dat exemplu, Consiliul județean a dat exemplu în modul în care își asumă sectorul cultural. E adevărat că noi și livrăm rezultate. Da. Atât Filarmonica, cât și Biblioteca, cât și Junii Sibiului și noi, bineînțeles, livrăm rezultate la nivel național și internațional. Deci noi așezăm, practic, Sibiu pe harta culturală importantă a Europei și nu doar undeva în țară sau undeva în regiune. Noi chiar punem Sibiu pe harta internațională a lumii când vorbim de program și produs cultural și calitatea actului cultural. Și județul face eforturi uriașe ca să ne susțină până la urmă și să susțină actul cultural, pentru că, repede, nu e un județ mare cu foarte mulți investitori sau nu ne putem compara cu Ilfovul sau cu Oradea sau cu, cu, pardon, cu Bihorul sau cu alte județe din România mult mai puternic din punctul ăsta de vedere. Dar odată ce exemplu va fi cumva preluat și de alte consiliuri județene, eu cred că la nivel central se vor identifica resursele necesare ca să existe instrumente de finanțare, nu altceva. Nu trebuie statul să mai pompeze și aceste instrumente de finanțare cumva vin cu niște reguli, cu niște indicatori foarte clari, da, cu niște proiecții pe termen mediu și lung și atunci deja tu ești obligat nu doar să restaurezi această masă, ci să comuniști cum e luat această masă, să faci o să stea la masa asta, la o cafea, la o poveste, la ceva, să devină importantă și valoroasă pentru cel care strece, care strece pragul. Constantin Chiriac a făcut un gest, spun eu, elegant și frumos, pe care chiar l-a dorit din suflet că mi-a povestit treaba aceasta. De a ne invita pe noi la întâlnire la care am participat cu toate instituțiile de cultură din Sibiu, efectiv ca lumea teatrului și lumea festivalului să vadă că nu doar teatru, ci sunt mai multe entități, și mai mult că aceste entități lucrează și ajută festivalul. Și a fost gestul lui de, de mulțumire. Și mi-am permis să spun acolo, și acum o să te întreb dacă ești de acord, dar n-am nicio problemă dacă sunt mă combat pentru că o discuție culturală și intelectuală despre asta este vorba. Că noi avem un exemplu la Sibiu, adică avem un exemplu în Sibiu și este un exemplu pe care țara l-ar putea prelua. În sensul în care ai spus și tu, ex excelenta relație administrație publică-locală, Consiliul în primăriile, cel puțin cele două mari, dar și cele din județ, care vor să facă cultură, instituțiile de cultură, care ele între ele comunică și colaborează foarte bine, Mediu privat care înțelege că nu doar sportul, echipa de basket care este emblemă sau cea de fotbal merită susținută ci și, și nu doar proiectele mari, ci și aproape viața de zi cu zi și evident și lumea aceasta și participarea publicului și toate acestea împreună îți creează un produs care îți aduce... Uh, un venit fantastic de, de bun m-am mai gândit să un exemplu care ți-l dau imediat nu din Sibiu, ci din alt județ uh, și la o scară mai mică, dar funcționează perfect apropo de ce înseamnă cultura într-o localitate uh, iar tot acest produs, practic, îți, evident că îți, îți vine alături și universitatea universitățile, dacă ne gândim chiar și la Academia Foțelor Terestre îți crește și o elită îți crește un, o, o platformă și de fapt asta te duce mai departe și îți împinge, oricum te obligă și te întreb, eu cred că asta ar trebui poate să-l și definim ca un, ca un, fenomen, dar întreb, mă rog, simplu ar fi, ești de acord cu ce am afirmat sau nu, dar crezi că într-adevăr putem să propunem un, un, exemplu, un caz, un dosar al Sibiului și pentru celelalte comunități din România? Da, dar cred că deja a fost preluat. Uite, mă la Bihor, cum se mișcă județul. mă <coughs> scuzi, mai sunt încă județe în România care încep să miște. Iașul, să știți că se mișcă Dolju foarte uh -huh. bine, chiar foarte bine se mișcă Dolju, ne da, de bine. Da, am da, se mișcă și Tulcea, Tulcea se mișcă bine pentru că au icm acolo și da. e un director Tulcea este un exemplu foarte interesant. Da. E un exemplu inclusiv interesant. Inclusiv de reabilitări de monumente, da, față este, de vecinii este. de la sud. Acolo e și Iulian, care, Iulian Vizaur, care ține da. cumva un pic frâiele foarte bine pe zona asta de patrimoniu. Și Sorina Eilin, bineînțeles mm. de la directorul de la muzeu din Tulcea. Clujul. Clujul începe să miște, dar Clujul ca județ cam cu pași mărunți, dacă mă întreb pe mine, și orașul la fel. Adică la Cluj mă așteptam să văd o mai bună colaborare între primărie județ, pentru că așa acolo există muzee. Bine, Muzeul da. Național Transilvania aparține Ministerului Culturii, dar dacă dorești adică da, ca atunci să Există ca să-l cumva să-l e a comunității, da, aparține Ministerului, dar el livrează produs cultural și program cultural pentru comunitatea clujană. Clujul are, un, are o diferență față de noi și de asta spun că este un alt exemplu față de, de Sibiu, este Universitatea. Acolo Universitatea aproape că este farul în comunității și deja se și așează, se și așează în așa fel încât este Universitatea și restul. În Sibiu suntem toți oarecum pe aceeași platformă. Acum este ce vreau să vă mai spun, eu Totul ar trebui să plece, să sperăm că acest cod al patrimoniului va ieși cât mai repede în dezbatere publică. Avem și strategia asta sectorială a culturii, care va trebui să iasă și în da. dezbatere publică și să-i dă în drumul nou. Dacă a, ies aceste două documente strategice, din punctul meu de vedere, bine, codul patrimoniu deja aici ca, ca și codul administrativ, ca și codul fiscal. Uh -huh. Dacă vor ieși în, în dezbatere publică și apoi asumate în Parlament, deja avem o, o, cum să spun, o bază de la care putem pleca în a convinge politicienii și factorul decizional că trebuie să asta ar trebui să fie direcția de dezvoltare. Ce greșim noi în cultură, din punctul meu de vedere? Tu ai spus foarte bine ce s-a întâmplat la Festivalul de Teatru. Îmi pare rău că n-am putut să ajung atunci. Dar ce greșim noi în cultură? Te greșim. Asta, că greșim mulțumesc. Greșim că nu, nu înțelegem discursul care trebuie să-l aplicăm cu factorul decizional. Uh -huh. La câte probleme are România pe partea de infrastructură și pe alte, în alte zone, numai de cultură ei nu mai au nevoie. Cultura nu ne prea aduce voturi. Da. Aduce, aduce un bazin electoral mai elevat, mai altfel, care fie iese, fie nu iasă la vot. Noi trebuie să le livrăm lor mesajul corect vis-a-vis -vis de rolul culturii în dezvoltarea organică a unei societăți. Și să arătăm exemple concrete. Mă uit în tot felul de documente, ordonanțe, cu reduceri, de cheltuieli, de orice, cultura apare nejustificat de mult. Ne-a lăsat un capitol special. Pe noi, nu, atunci revin, noi nu gestionăm nu știu câte sute de milioane de euro, dar, în schimb, există bani pe piață ar trebui ca Ministerul Culturii să fie chemat la masa discuțiilor cu Ministerul Agriculturii în momentul în care se va întâmpla nou program AFIR sau viitorul AFIR, nu știu cum se va numi, programul național dezvoltare rurală, să numea înainte, acum nu știu care va fi denumirea exactă, sau când discută <coughs> cu adr sau când discută pe programele strategice ar trebui chemat Ministerul Culturii și noi specialiștii la firul ierbii. Astea sunt nevoile, asta în asta merită investit, asta putem livra. Asumare. Bineînțeles, pleacă și de la management, foarte mult. deci Managementul în România trebuie dus la un alt nivel, dacă mă întrebați pe mine, și eu nu m-aș referi la management cultural nu. numai. Management în sine sau leadership, dacă doriți, da. și leadership. Ca să păstrezi oamenii buni în sectorul cultural din România, trebuie să fii mai degrabă lider decât manager. De Pentru că ei își găsesc oamenii de calitate, nu stau pe marginea drumului. Ei își găsesc loc de muncă oriunde și, cum e fenomenul ăsta al plecărilor, al migrației, poți să lucrezi și. Acasă, poți să lucrezi part-time, adică ai o altă flexibilitate până la urmă și se va duce undeva într-o zonă foarte ciudată patrimoniul din România, dacă acum, în al 12-lea ceas din punctul meu de vedere, nu ne trezim și nu mergem într-o altă direcție. Să nu mai restaurăm monumente de dragul de a le restaura și apoi să-ți le ținem închise, știi foarte bine că sunt exemple inclusiv în județul Sibiu, nu da, mai vorbesc de alte județe, n-are rost să investim în zonele care nu au un potențial. Depopularea rurală e o normalitate în toată lumea. Da, dar haideți să alegem atunci niște zone cu potențial de dezvoltare a produsului cultural-turistic. E obligatoriu să facem asta și acolo să investim, acolo să ne concentrăm forțele. Aia nu înseamnă că restul comunităților trebuie să dispară, dar nu poți să salvezi totul, trebuie să fim conștienți de asta. Mie îmi place că <coughs> sunt comunitățile care s-au lovit primele de această situație, <coughs> sunt cele germane din, din Transilvania, care, dat, mă rog, prin lipsa populației, pentru că în urma marii migrații din anii 90 au rămas sate fără o populație germană și cea mai rămas este în mare măsură îmbătrânită sau au gândit ce să facă cu, 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 fortificațiile, cu cetățile fortificate, bisericile fortificate. Ori evident, sau rezultatul a fost, nu avem ce face, nu avem bani, le lăsăm așa și asta e. Pe de altă parte, iată că au început să le reabiliteze, sunt puse în valoare și ele devin, de fapt, în ghilimele, case ale comunității. E cazul de la Hoghilag, unde primăria chiar a da. la biserica fortificată și devine, de fapt, un mic spațiu și uh, avem niște discuții acolo. Uh, cazul de la Păuca, unde, la fel, biserica este și în grija primăriei, deci, acolo unde le, ele pot fi date, încep să funcționeze și ele în sine, de deci, devin catalizator, Pentru că ceea ce nu înțelege, un alt aspect pe care lumea nu înțelege este că un monument este de fapt nucleul orașului oricum ai vrea, nu te duci într-un sat să vezi un drum frumos și doar un deal spectaculos te duci să vezi și un monument și pentru cine construiești, și te pentru cine construiești exact. drumurile dacă tu nu dai variantă de dezvoltare comunității și respectiv. am un exemplu ca asta, am spus Viscri Viscri da. făcuse un calcul cu, după ce mi-a spus Caroline Fenolă, niște detalii de acolo și am ajuns, asta era acum 10 ani Acum 10 ani le rămâneau în mână la fiecare familie aproximativ 2000 de euro, la final de an, 2000 de euro pentru un sat mic okay. cu o populație și în știm ce înseamnă venitul la, la, nivel, la nivel rural, era fantastic pentru ei. Deci atât de mulți bani făceau încât își plăteau tot și ajungeau să-și rămână, să rămână la fiecare în medie. Poate la unii mai mult, poate la unii mai puțin. Dar e un exemplu pe care, din păcate, nu foarte mulți l-au preluat resursele naturale, resursele patrimoniale, materiale și materiale din urbanul mic și rural sunt exploatate din punctul meu de vedere undeva la 3, între 3 și 5%. E aici trebuie să intervenim și noi ca instituție de cultură dacă am avea timpul necesar. De ce spun asta? Și o spun cu toată responsabilitatea. Uh, noi ar trebui să facem mai mult pentru comunitățile din urbanul mic și rural. Da, de acord. Dar nu putem face lucruri. Eu vorbesc de muzeul astra, da? Nu, dar și noi mult Nu pot ajuteţi. să fac foarte mult. De ce? Pentru că trebuie să-mi concentrez și să-mi să canalizez toate resursele umane mm. și materiale în a dezvolta evenimente muzeu ca să am public, să am venituri, să pot să-mi plătesc cheltuielile de funcționare. Da. Și nu pot să faci asta? Dar să luăm județul Sibiu, să avem 5 zone enografice, nu așa le spune. Pare că spun eu, să nu, să nu înțelegi că critic sau gândesc eu management, dar fi, ai mai, aproape că ai nevoie de un departament care se ocupe doar de activitatea muzeului în județ. Nu ne neapărat un departament, dacă aș avea fonduri, aș externaliza efectiv. Sau external, aș putea da. lucra, de exemplu, cu un mediu privat care deja dezvoltă chestii în mm. foarte faine, da. dezvoltă lucruri în râul Sadului foarte faine, dezvoltă în agnita, dezvoltă în Avric. Deci atât că avem câteva, uite, Mocănița și așa mai departe, Hosman. Da. există zone unde se... Nocăicul, se da, exact, se mișcă lucrurile, dar nu pot, trebuie să ajut mai mult dar nu pot să ajung mai mult atât timp cât eu trebuie să-mi fac venituri pentru a întreține muzeul. Și nu din cauza că autoritatea noastră județeană nu vrea, ci că nu poate. Ori statul trebuie să, la nivel central, trebuie să gândească altfel strategic zona asta. Aici, tot părerea mea, că este pornit de la nivel național greșit. Atât timp cât tu nu dai posibilitatea Consiliului să aibă propriile venituri, cum o primările, ai blocat totul. Da, normal. În alte țări, consiliul de țene, mă rog, variantele lor administrative au și venituri proprii. Am fost împreună cu colegul tău, la REN anul trecut și președintele departamentului, deci echivalentul nostru, a spus clar că anumite fonduri care se iau pe taxe și poste veneau la consiliul județean. avea un buget de 10, nu de 10 dar de 4 ori mai mare ca cel al Sibiului. Și este mai mic departamentul. De asta funcționează. În România, părerea mea că statul, la acest moment, și o ai nicio treabă cu vreun partid sau altul, pentru că toate au fost la guvernare, ne-a arătat ce este prioritar. Am construit peste 10 stadioane în România și nu cred că am construit un muzeu. Am renovat câteva, am updatat inclusiv muzeul Astra câteva, și și muzeul ăsta de fapt vin din fonduri externe, nu din, nu, din, nu din bugetul de stat. Dar compania națională de investiții aproape că toți banii pe care i-a folosit i-a folosit în infrastructură care este perfect normal și în stadioane. Nu spun că este rău să avem stadioane, dar atunci înțeleg, încep să înțeleg că asta este viziunea uh, României. Vrem stadioane, deci vrem sport, de, uh, să spunem, de cluburi. Cultură mai puțin. Noi ne-am noi construit în ultimii 10 ani o bibliotecă de la zero, cred că ultimele construite sunt cea de la Sibiu și cea de la Râmnicu-Vâlcea, construite pe final de 2010, adică în deceniul acela. Noi nu știu, de repet, muzee foarte multe în ultimii 10 ani nu cred că s-au construit de la zero, vorbesc, nu, re, nu reabilitări, cum a fost cazul Oradei. Craiovei, uh, filarmonici, e de, deja e o problemă serioasă, pentru că acolo sunt niște clădiri. Iată când ne zbatem în Sibiu să construim un teatru, deși avem nevoie, avem între cel mai mari festival, dar nu avem un teatru adecvat. Ori, eu cred că statul, ai, în loc să administreze muzee naționale, care spun foarte pe șlau, ar fi mai normal să ajungă în administrațiile locale toate administrate, mai ales că aproape toate sunt București, în loc să facă treaba aceasta, mai bine ar pregăti infrastructură și ne ar ajuta pe infrastructură cu concurs, cu proiecte depuse, și programe pe care noi să le preluăm. Și prin programe pe care le propun să fac strategie. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Știu că tu ai avut niște intervenții în, în, în acest sens, inclusiv la nivel național, prin rețeaua muzeelor și... Uh... Cred că aici este o schimbare de paradigmă. Da, în primul rând trebuie să avem oameni de cultură în politică. Noi în momentul de față, o spun cu toată responsabilitatea, nu, nu avem oameni de cultură în nu. niciun partid politic. Nici în PSD, nici în PNL, nici în USR, nici în, într-un alt partid care e la guvernare. Nu de mere mai sunt câțiva, ca da. să spun așa, da? Ei, dar oameni cu voce, oameni vocali, cum era Caramitru, cum era Bucur fiertă, amândoi fiertă, că au murit, da? da? cum era puiul hașot din vremurile lui Bune. Da. Da? deci da, da, Chiar am avut niște oameni de cultură vocal care știau ce vorbesc, puteau da. să pună presiune. Ei, pentru mine, Bucur și Caramitru sunt exemple grovente de lobby și vocății la nivelul, la nivelul anilor 2000. Da. Păcat că nu s-au înțeles. Asta e altă discuție, că na, erau două nuștari amândoi. Da. Dar totuși, noi funcționăm acum cel puțin în muzeu. după legislația făcută în perioada respectivă. Da, așa este. Da? Deci noi nu am mai livrat ca stat și nici noi din sectorul cultural niște oameni care să intre într-un partid, să fie puterni, să fie susținuți, să ajungă în senat, în camera deputaților, oameni de cultură. Noi nu, nu am făcut astea. chestia asta. Și asta o spun cu toată responsabilitatea, te uiți în toată țara. Și te uiți și în Sibiu, deci unul Sibiu, județ cu și oraș cultural și s-a uh. dezvoltat din datorită culturii. Da? Tu să nu poți să ai un, un, un niciun partid să nu vină cu un om să-l pună în locuri uh, eligibile, ca să spun așa, pentru Senat și Camera Deputaților, din punctul meu de vedere nu este normal. Corect, total da? de acord. Și atunci vi, am avut ani, drum, cum să spun, anii adică care așa sunt acum, am avut regiune europeană gastronomică, am avut capitală culturală, o să avem Nemo la Sibiu, o să avem tot felul de și de și de. pe păi... Rășinarul este stat european. Exact. Deci e obligatoriu să avem, cum era odată, în politica din România, în part. toate partidele să existe oameni de cultură, oameni care știu ce înseamnă dezvoltare culturală, care știu ce înseamnă dezvoltare de programe culturale, care știu ce beneficii aduce cultura în societate, nu doar uh, povestea culturală. Pentru că lumea se ferește cumva și de patrimoniu. Când te duci în mediul lor și vorbești de patrimoniu, fugă ca de, doamne, știu. iartă ca de dracu. De ce? Pentru că uh, discursul în mare parte a fost n-ai voie să faci asta că e zonă protejată, n-ai voie să faci asta că e monument istoric. Când lumea s-a săturat în comunism de n-ai voie să faci. După care vine capitalismul ăsta haotic, sau mă rog, economia de piață după anii 90, în care și dacă ar fi vrut să facă, nu puteau, da. că nu-și permiteau. Acum când am ajuns ca țară, cât de cât suntem, o țară emergentă din punctul meu de vedere, pe multe paliere, Ce am bun, ajuns ca. la un nivel economic să îți permiți să să-ți faci o casă sau ceva, mm -hmm. iară primești același răspuns pe care tu l-ai auzit generație de generație, nu, noi trebuie să facem patrimoniul să fie asumat de comunitate, să vadă că se poate trăi și există un viitor prin patrimoniul România. Da, Altfel e, e un discurs care se oprește undeva și gata. Un exemplu foarte interesant apropo de ce ai spus este că dacă luăm marile figuri culturale ale perioadei interbelice, toți erau implicați politic. Astăzi oamenii de cultură fug de, cultur de politică. Păi, fugim Eu cu Eu cred că e... statul da. trebuie să-și pună o întrebare. Exact. Unde a greșit? Ar trebui să-și pună mai multe întrebări, mai ales factorii decizionali la nivel de partidă. Ce este o falie serioasă da, de, de dialog între oameni de cultură care, așa cum ai spus, nu sunt oameni care îți aduc 200.000 de voturi, dar îți aduc acele voturi absolut esențiale și nici măcar nu asta contează, ci sunt oamenii care îți mișcă țara, până la urmă. Pentru că sunt oamenii care gândesc țara. Corect. Și ai nevoie și de acești oameni. Din păcate, și acum, mă rog, o să intrăm și în discuția coordonanța, dar mai, mai revenim, din păcate, tocmai asta este problema, că... Apropo de ordonanța care s-a tot discutat în ultimele luni, ajungem să, să înțelegem că, sau cel puțin concluzia mea tristă este că nu mai avem nevoie de cultură. Pentru că momentul, iar explicația povesteam și cu alți oameni, nu este doar că ok, comasăm, închidem, anulăm, dar noi așa ușor, ușor, o să și bruma de studenți care mai vin spre zona socio-umană, în toată țara, nu vorbesc de Sibiu, va scădea și mai mult. Și știm. Concluzia și reacția va fi că efectiv se vor închide anumite facultăți. În biblioteconomie, de exemplu, mai sunt două centre în toată țara. Probabil că și astea dacă se va continua așa, nici el nu va mai funcționa. Filozof, nu mai avem nevo nevoie de filozofi, nu mai avem nevoie de istorici, nu mai avem nevoie de enologi, nu mai avem nevoie de antropologi, de uh, oameni de litere, de, de, de arheologi. De arheologi. Nu? Se pare că nu. Da. Păi eu vreau să spun un lucru. Exemplu, chiar în județul Sibiu îl pot oferi. Ca business, îi dau nota 10. Ca business, da? Uh -huh. Povestea calendarului da. și castelul de lut Ca business. Atât. Da, de acord cu tine. În rest, hai să vedem, de fapt, acolo că e puhoi de lume, 25 de lei, 30 de lei biletul puhoi de lume. Merge, ca să vadă ce. O chestie care nu are nicio legătură cu ce da. înseamnă peisajul cultural sau potențialul zonei. Da? Și dacă la muzeul ăsta e biletul 35 de lei, este foarte scump, sau abonamentul 300 de lei. Da, așa este statul ar trebui să gândească și decizion, factorul decizional la chestia asta. Cum am, ce am ajuns noi cu atâta potențial, nu mă Sibiu de dezvoltare. Avem cadru natural, avem cadru construit, avem toate ingredientele să dezvolți o rețetă de turism cultural de super succes. Dar uitați-vă ce se întâmplă pe Bălea, pe Valea Bălea. Da. totală. Cabane aglomerate fără niciun fel de logică. În schimb, mergem în Austria la schi unde te bucur să vezi minunăția de peisaj cultural din Austria, casele de secol 18-19 încă întreținute din și lemn. refuncționalizate, dar niște, o infrastructură foarte bună, prețurile aproape asemănătoare, da? iar la noi se întâmplă lucruri care intră într-o zonă a chiciului. Și o spun cu toată responsabilitatea. Da? Deci aici a trebuit să-și niște semne de întrebare. Bun, de ce s-a întâmplat lucruri? Eu nu zic, business repet, ca business nota 10 am discutat și cu el, am spus punctul meu de vedere. Dar tu ai minunăția de țara oltului, ai făgărașul care scoboară, ai cascada, ai atâta cadru natural plus cadru construit, un peisaj fabulos și agrar și, cum să spun eu, cultural și rural, de fapt. Poți să creezi o ofertă care să fie la același nivel cu ofertele din ruralul Austriei, de exemplu. Oaha în Austria, adică ei pot să cultive încă vin via pe niște terase foarte abrupte, să duc manual, efectiv, să duc și culeg strugurii și transportă cu spatele, dar fac un vin care e foarte scump în la urmă și foarte gustos. Îți oferă ție varianta să lucrezi în vie, să lucrezi în grădină, să consumi la ei, la un preț similar cu ceea ce găsești în România. Noi, în afară de ciorbă de burtă mici și alte chestii, nu prea mai știm să livrăm în multe zone turistice care țetă gastronomică. Gastronomia românească mai, e o nebunie. Da. E Dar respectiv, gastronomia e o nebunie. E o nebunie. Cu cu resursele care mici locale. Nu sunt românești, dacă da, e o luăm așa pe rețet, rețeta românesc și nici pizza sau pastele sau ce mai sunt. Ai sau mărginimea, a, bărgării, ai mărginimea da? a Sibiului, care e superbă. Zona colibelor, că o nu încep doar la râul sadului, la Dani. Mm -hmm. da? El încep de la Boița și merg pe... Ai civilizația asta carpatică, e unică în Europa. Civilizația carpatică din România este unică în Europa la ce diversitate e. Dacă cobori de Maramureș, de sus, de la Oașcut, Nu Țibleș, numai acolo găsești variante și variante. Că ai Maramureșul, mm -hmm. după care ai partea asta de Bucovina. Cobor mai jos, ai Iară, se cuime Bucovina, se Moldova, ai zona să se influențele, ai Mărginimea, ai Apusenii care, Doamne iartă-mă, sunt superbi, adică occidentalii de la uh, Mehedins până în, în Codru da. Moma adică e o zonă cu mult potențial, cu nu mult, foarte mult potențial de dezvoltare și trebuie să educăm oamenii să iasă în, în ce face Sibiu cu alte e de felicitat. Dar atâta pot din punct de vedere al resurselor. Da, uite, povesteam cu o amică care a, a absolvit geografia la București, o, o facultate foarte bună. Și a spus, dar știi că, uite, noi în, în, în județul Sibiu avem trei proiecte foarte interesante, apropo, de, de turism geografic și de patrimoniu. Anii Drumeției, Țara Colibilor și Colinele Transilvaniei. Și era serios, n-am auzit. Și zis, nu te supăra, ok, poate, tu, ca și student, asta te înțeleg, da, profesorii tăi să nu vă spună de ăstea. Nu că sunt în Sibiu, dar, sincer, totuși, e vorba de, de, de niște proiecte. Am uh, Mai am două întrebări, încep cu cea care. Mi-ai ridicat un ghilimele la fileu pentru că ai și spus de aceste zone ale, ale uh, munților. Putem face cultură strict dintr-o perspectivă națională, fără să înțelegem și confluențele, influențele? Exclus! Exclus Pe noi de... Pentru că nu ultimul timp este un discurs Acum, tot mai uh, singular. Din punctul meu de vedere, e fals. Dacă mă întreb pe mine, deci mm -hmm. acum tu și particip la șantiere arheologice da. și ai și competențe în zona asta de arheologie. Da? Știi, a, aici vă bag un pic de vină, voi arheologilor. Fără supărare, da? Eu stiu, mi-ai spus de câte vor, fără supărare, spun și odată, da? <laughs> de ce vă bag de vină? Pe lângă munca foarte mișto, care o faceți și grea, adică tu mergi vara și lucrezi în 30 de grade temperatură ca să finalizezi o descărcare arheologică, bun, și cu cercetările preventive aferente sau cu tot pachetul care trebuie făcut ca să plece un drum național pe acolo Correct. sau autostradă sau ceva. Adică lumea din spate nu vede eforturile astea, până la urmă, okay. ale arheologilor, că sunt niște eforturi clare, adică se lucrează niște condiții draconice, da. și iarnă, și toamnă, când a pornit la șantier trebuie să-și facă descărcarea arheologică, da? Da, așa este. Dar în descărcările astea arheologice se găsesc o groază de elemente, că noi am fost, hai să spun, mie îmi place să spun chestia asta mai literar, așa vorbind, noi am fost pe un drum secundar al drumului Mătese, dacă mă întreb pe mine, da? Nu... Da automat am avut influențe din Orient, influențe din Nord, influențe din Vest. Deci nu poți să vorbești de românism numai. Vorbești, de, eu sunt moți, adică noi moții cred că suntem definiția clară a patriotismului. Mm -hmm. Eu sunt un om patriot. Îmi iubesc țara foarte mult, dar o iubesc, iubesc adevărul istoric. Noi, în Munța Apuseni, am fost influențați, noi, moții, deci eu semnat text tot orbe roman adusă la Roșia Montana care au și rămas acolo în zona respectivă. Da? Apoi am fost influențați de tot ceea ce a venit după aia în zona auriferă a munților Apuseni adus de de Pentru că toți Exact. Pe deci inevitabil noi nu avem o chestie care... Asta e 100%... Uh, așa s-a format și poporul român. Exact. Da? Că suntem români, eu sunt român, îți mândru de asta, mi-e dar nu pot să discuți doar dintr-o perspectivă națională cultura. Uh -huh. Tu trebuie să o înțelegi de ce apar evoluțiile, de ce așezările temporare din zona montană au fost de fapt așezări permanente, apoi devin așezări temporare. Și haideți să nu mai mințim istoria. Știi, când aud că v ci greu a trăit românii și cât au fost ei de căsăpiți în Transilvania, păi hai să vorbim de niște gospodării de secolul XVIII pe care există în muzeul Naier Liber, făcut documentate foarte bine, cu o amprentă uh -huh. la sol, toată gospodăria, de aproape 4500 de metri pătrați. Am spus colegilor mei istorici, bine, faceți un calcul, cât ar costa în ziua de astăzi să-ți faci o gospodărie exact ca asta, cu casă, cu anexe, mm -hmm. cu plătine, cu tot. Cine a vrut să muncească în perioada respectivă a făcut și școală. Vorbim de Avram Iancu. Avram Iancu e de peste de, alt, de unde stau eu. Pă, Avram Iancu a făcut școală. Da. Deci a avut capacitate financiară să facă școală, a fost un om educat și el și a fost avocat. părinții lui și așa mai departe, dar și alții au făcut școală. Pe Valea Târsei, știți câte case sunt înainte de 1848 imense ale românilor. Nu. Problema mare a fost cu, cu ca, sau ca să vorbim de o mică paranteză în urmă, problema mare a fost cu lipsa anumitor libertăți ale da. românilor din zona munților. Eu vorbesc de moții mei, da? Mm. Or fost lipsa anumitor libertăți vis-a-vis -vis de exploatarea lemnului și a mai departe, dar haideți să luăm noi documentele corecte, să vedem traduse, da? Dacă la unii au dat drept să exploateze, să spunem, nu știu cât, stânjen de lemn, că așa era stânjenul atunci, anume, trucub, pentru dogărit, da. Păi scrie acolo la biroul <coughs> jandarmului sau a, a, cum să spun, a autorităților când l-au prins la furat, că au furat 20 de stânjeni de brad <coughs> pentru da, să-și facă toate. Țară, sigur, că a fost da. la fel. Deci, cumva noi trebuie să spunem adevărul istoric. E adevărat că n-am avut parte de multe, adică n-am avut aceleași drepturi ca populația maghiară sau să se iască și așa mai departe, dar nici nu a fost chiar în halul ăsta de asupriță. Adică hai să luăm niște puncte Prea le, le dezvoltăm. Am avut un experiment foarte neplăcut în muzeu. Eu personal am avut. Mm -hmm. Am adus Biserica din Vința. Ori Biserica din Vința e de secolul XVIII. Da. Din zidărie. Imensă, frumoasă, cu o pictură super valoroasă. Adică ea chiar a avut putere financiară mare ca să-și permită să pătească un pictor, să facă pictura interioară, apoi deci frescă. Fac o paranteză. În județul Sibiu avem foarte puține biserici de lemn, că au fost bani să-ți faci de piatră. Exact. Încă de la 1400 da. știm că avem. Și au venit am chemat fiind corect cu istoria, am chemat atât comunitatea și preot ortodox, deși uh -huh. eu sunt absolvent de teologie ortodoxă, cât și cel greco-catolic. Mi s-a părut absolut corect și normal să dăm biserica respectivă înapoi comunității vința cu tot ce înseamnă ea. Biserica fusese greco-catolică la început. Fusese greco-catolică, okay. da. Greco-catolică, apoi ortodoxă. De deci era s-a născut un scandal în muzeu între ortodoxi, Porniți de ortodoxi, atenție, și greco-catolici, că, la nu știu cât, 1801, un, un, Ion al nu știu care, o omorât doi cu sap, au dat în cap la doi ortodoxi și așa mai departe, băi, frate. Asta sunt niște lucruri care. Depășit. De, de depășit. De, de depășit. Adică nu mai putem să ne blocăm în lucrurile astea, pentru că dacă nu era greco-catolicismul în Transilvania, era mult mai analfabeți. Ăsta da, e adevărul. Așa. Da? Ei. Nu cred că putem să discutăm de patrimoniu din România, de cultură, de tot ce vrem să dezvoltăm ca produs cultural, educațional sau interactiv, fără să. Da, ai zis că e o vină arheologilor, te-ai oprit doar la faptul că se sapă. Nu comunicați. Sa, ah, ok. Bun, de acord. Deci, voi nu comunicați. Eu de asta m-am oprit pentru că spuneam în ce condiții dure lucrați voi, până la urmă, arheologii, mm. care nu o să mai fie nici ea, ca să mă refer la facultăți, nu. dacă nu mai văd că au o piață de desfacere. Așa este. Lucrați în niște condiții crunte pentru infrastructu dezvoltarea infrastructurii din România. Că voi trebuie să terminați, mă rog, secțiunea respectivă, descărcarea, într-un termen foarte scurt. În același timp să nu fiți corecți cu ceea ce identificați acolo, ceea ce găsiți, să găsiți soluții de cele mai bune ca șantierul să poată continua, dacă nu poate continua să oferiți soluții. Da. Ori voi trebuie să comunicați un pic mai bine lucrul ăsta. Ori arheologic, fără supărare, nu fac lucrul ăsta. Și mă uit la colegii de la Brokental. Deci ar trebui o comunicare adresată publicului larg și nu doar nouă, specialiștilor care putem să înțelegem ce înseamnă o secțiune, ce înseamnă, nu știu, o stratigrafia yeah. secțiunii respective, ce înseamnă uh, terasigilata sau alte tipuri de ceramică sau săgeți, știți? Eu cred că trebuie noi, toți oamenii din cultură, nu numai arheologii și noi etnografii, etnologii toți, noi trebuie să fim mult mai aproape de comunitate, să-i facem să ne asume și să ne înțeleagă că nu suntem doar cei care cheltuim și consumăm resursele financiare, ci noi chiar putem livra multe chestiuni. Știți că noi putem să fim și suntem provider pe ce înseamnă furnizor, ca să nu mai folosesc englezisme, da? Furnizor pe ceea ce înseamnă green transition? Că mm. ne place că nu ne place. Acestea sunt documentele strategice ale Comisiei Europene. Green deal, green transition. Noi chiar suntem furnizori de așa ceva, concreți, reali, da. nu povești. Da. Partea bună apropo de arheologie, că în ultimul timp presa din, din Sibiu a început să prezinte cam ce se mai, ce se mai întâmplă. Ceea ce zic eu bine, cred că momentul decisiv a fost chiar o săpătură a voastră, cea de unde este Lidl acum, aici în apropiere, unde s-a găsit acea necropolă de, de care nimeni nu știa și era o surpriză, chiar a fost o surpriză. Altele ne-am fi așteptat să fie acolo și de acolo am văzut că presa ușor, ușor a început să fie tot mai atentă. Dar din nou, e tot un caz singular, pentru că în Sibiu, Brașov are iar o situație în aceasta, mai sunt în Alba, istoricii și arheologii și și sunt cât de cât personaje cunoscute în comunitate. Și atunci lumea îi caută și, și se poate comunica. Dar, într-adevăr, este o problemă majoră. Nu-mi place că în domeniul ăsta, te rog frumos să nu mi ca o laudă de sine, dar eu de asta vorbesc foarte mult despre Sibiu. Pentru că este normal ca cineva care știe să dea mai departe informația. Și de asta. Și podcastul ce acesta. Yeah. Și întâlnirea de la cafe. Vin la care ai mai participat. Și uh, presa. Câte articole am în presă. Exact pe treaba aceasta. Uh, apropo de idee, mă bucur că suntem pe același pe aceeași idee. Uh. Povesteam pe, pe, mașină și am spus că o să te întreb, pentru că într-adevăr este o discuție foarte, foarte, mare și este. O să încerc să o enunț, încerc în cât mai puține cuvinte, dar totul să fiu înțeles bine. În perioada comunistă, spun eu, instituția de cultură practic nu aveau decât cercetare să, să facă, pentru că și era normal, ei altceva nu aveau de făcut, trebuia să facă expoziție, dar veneam dintr-o școală foarte bună interbelică care te obliga la o calitate de cercetare și științifică. Acele expoziții aveau un suport, aveau o carte poate. Am venit am venit nebunii ani 90 și ușor, ușor lucrurile acestea au început să se, să se schimbe, dar într-o instituție, într instituție, de cultură, oricare ar fi eu cred că cercetarea este importantă. De aia, de exemplu, Constantin Chiriac are intenția de a-și face inclusiv un institut de cercetare în teatrologie. De asta la voi se restaurează la greu, se fac aceste cercetări în teren, se scrie, sunt în, în, colegi care scriu, își fac doctoratele, inclusiv tu. De aia la bibliotecă, la fel, avem și avem un serviciu special pe cercetare, Muzeul Brucanta, la fel. Dar te întreb, de fapt, întrebare simplă. O instituție de cultură trebuie să facă trebuie doar cercetare, trebuie să nu facă cercetare, trebuie să facă, trebuie să facă cercetare, dar în același timp să și facă alte activități. Și acele activități trebuie să fie conectate cu elementul de cercetare sau facem absolut orice, oricât doar ca să ieșim în în, în, în fată. Cum Și o să-ți da. să spun imediat și eu, o, altă, o altă discuție pe treaba aceasta. Dar te întreb tu cum vezi relația aceasta între ceea ce înseamnă cercetarea, care trebuie să fie făcută. Nu e deschisă întregului public pentru că lumea nu o să înțeleagă exact anumite aspecte, dar totuși ce facem? Ne închidem în ea sau facem și. Acum, în tot ce înseamnă sectorul ăsta educațional, care îți ție studenții pentru ce înseamnă patrimoniu, noi nu avem în momentul de față nici în Sibiu, nici în România și ar trebui să avem și obligatoriu să uh -huh. avem pe termen lung ceea ce înseamnă comunicare, mediere, interpretare, patrimoniu. E obligatoriu. Corect. Restaurez pentru cine? dacă nu e omul care să fie capabil să-ți comunice munca restauratorului sau ce înseamnă piesa respectiv, obiectul respectiv, deci comunicare, mediere, interpretare, valorizare, patrimoniu, nu există în momentul de față. Mm -hmm. Obligatoriu să fie. Ca să se spun la partea cu cercetarea, niciun act cultural, niciun program cultural, niciun produs cultural nu are voie să fie prezentat publicului dacă în spate nu are o cercetare. Dau exemplu cu programul nostru Târgu de Țară, mm -hmm. Grădină și Peisaj, în care aduce, prin care aducem comunități din județul Sibiu, din fiecare regiune geografică, să-și să prezentăm ca resurse da. gastronomice, resurse meșteșugărești și așa mai departe. Dar în muzee cercetarea trebuie să fie aplicată. E obligatoriu să avem o cercetare aplicată pentru că nu mai avem nici timp, nici resurse uh -huh. să facem doar o cercetare nișată pe un anumit studiu. Studiez cum milenul de fag într-o construcție și atât. Eu studiez ce pot să livrez către factorul decizional, ce înseamnă nu de fac în contextul schimbărilor climatice și a provocărilor de secol 21 și cum poate fi el adaptat și translatat până la urmă într-o economie. De deci asta e pentru mine o cercetare într-un muzeu. Cercetare aplicată pentru comunitate. De fapt, cercetarea înseamnă tot. Că că că, istorică exact, și... când, când spuneam că noi suntem provider sau furnizori pe ceea ce înseamnă tranziția verde, ei, de aici pleacă totul, din cercetare, apoi cercetare aplicată, exemplificată. Și mai departe te duci cu instituții puternice de cercetare care sunt capabile să-ți ducă ceea ce trebuie uh să -huh. cercetare cercetarea aplicată la un alt nivel. Dar, în momentul de față, tu nu mai ai timpul fizic și nici financiar, uh -huh. pardon, în muzee să faci o cercetare, ar trebui să o ai deja făcută. Un muzeu este înființat în baza unor colecții. Or, colecțiile, astea, colecțiile acelea au fost cercetate, au fost documentate. Și o bibliotecă. Exact. În momentul de față, trebuie să duci cercetarea și colecția respectivă la un alt nivel, ca cercetarea aplicată, comunicată, interpretată, mediată și valorizată. Despre asta este vorba. Dacă vrem să fim importanți și dacă vrem să fim puternici în fața factorului decizional. Bine, aici mai este o problemă faptul că foarte mulți cercetători n-au unde publica. Pentru că o carte de cercetare, ieri m-am întâlnit cu cineva de la Forumul German și spunea că dacă nu aveau banii pe care ei îi strângă și să susțină linia de, linia de cărți pe care le, le scot, o carte ca patrimoniul lui Volker Folkman, așa să nu se fi publicat, pentru că nu e atractivă no, no. pentru o editură să ai o carte de 10 volume, 12 volume despre dar ceva vezi, ce ți se pare banal. Nu mai știi mai bine ca mine la cât să citește în România. Nu ai văzut că suntem cu țările la coadă cu cititul și așa mai departe, e. că nu este încurajat. Acum, noi, noi, noi am un spațiu generos în Dumbrava. Nu e al meu, bineînțeles, mm -hmm. dar e un muzeu lasă, da? Acolo ar trebui să, să, dezvoltăm în viitor, dar iară ne avem nevoie de niște fonduri pentru o infrastructură minimală. Da? spațiile astea de citite, să încurajăm cititul, să chiar păi. să facem o reducere de la abonament. Hai să spunem full disclosure, astea. am povestit deja pe tema da. asta că să le gândim împreună. De asta și încercăm foarte noi acum, zic și de bibliotecă, să mergem în zona rurală și asta vreau, vreau să să vin imediat cu o discuție și după aceea chiar vreau să discutăm despre situația legislativă. Uh, avem o problemă mare în România de exprimare culturală în mediul urban mic și în mediul rural. Părerea mea că la ora aceasta... Bine, evident că mulți spun că cultură înseamnă doar un muzeu sau un concert la Filamonica. Nu, eu cred mm -hmm. că chiar și un festival, cum sunt bine toate festivalele din România, inclusiv Antoldu, este tot cultură și tot de, de alte evenimente. Dar problema este că în zona aceasta, în toată Europa, în toată România, eu foarte puține evenimente care le cunosc, care sunt legate măcar cu numele de o entitate rurală sau urban mic. Avem festivalul de la Gărâna, de jazz. Hai să spunem că avem muzeul acela extraordinar de la Sighetul Marmație, care nu e, chiar rural, nu e chiar urban mic, dar totuși nu este cel mai căutat oraș din România. Ce mai avem? Avem la Bierta, un sit UNESCO care funcționează ca și Vischi, ca și Haferland de la Saschiz. Și ar creat acum. Nu înțeles, știu, vin să... așa. Dar te întreb, uh, bun, și apropo și de, de strategia statului, noi, ca și entități mari, bine, știu ce o să răspund că știu ce și faci deja, ce facem și la bibliotecă, ce și filarmonica, merge, iată, în județ, dar noi chiar nu avem un cuvânt de spus în această dezvoltare și să ajungem cumva să impactăm cultural și aceste medii rurale și urban mici. Acum o să știi că intenția. Și nu mă refer la turiști, mă refer la efectiv la oameni. Intenția, intenția, doamnei ministru mm? da, este să gândim o echipă din minister, să gândim cumva un program pentru accesul la cultură din rural și urbanul mic. Da. Deci va trebui să gândim la un instrument de finanțare pentru că ai nevoie de instrumentul respectiv de finanțare. E obligatoriu mm. să facem asta în viitor. Noi avem nou român, de exemplu, avem Miercurea Sibiului la fel, dar la Miercurea Sibiului, de exemplu, au plecat angajații. O angajată a plecat. Eu nu mai pot să angajez pe nimeni că e postul blocat. Din uh -huh. Sibiu, la un salar de 2500 de lei, nu merge nimeni să facă în la mercuria. Știu. Sibiu. -ului. Știu. Deci, în momentul de față, muzeul respectiv Țara Secașilor este închis, îl deschid doar punctual cu echipă de la muzeu, când am un eveniment în weekend și atât, no. cam atât. La Biata n a fost la fel. Persoana care s-a de cultură a plecat, că nu, nu mai putea nu, trăi. Nu poți să, să trăiești, salariile sunt foarte mici, ori și. Eu de... înțeleg, sincer. Deci nu, pe oamenii care pleacă. aici, a, aici trebuie găsit, da, dar hai să revenim la primării. Sunt primării și în județul ăsta, în Sibiu, la noi în județ, primării cu 800-900 de locuitori sau 1000 de locuitori cu 12 sau 15 angajați mm -hmm. care plimbă hârtiile, pe acolo să facă reformă. 15 angajați într-o primărie cu un salariu brut de 6000 de lei, că acolo trebuie să mergem ca medie, înseamnă mm -hmm. un milion de lei aproape pe an, 1.100. Ei pot funcționa și cu 5-6 garantat. Da. da de ce nu bagă banii respectiv să-i pompeze în, în a-și dezvolta? Sau să vină înspre noi, înspre instituții, că și noi suntem limitați până la urmă, nu putem să fim peste tot, că nu avem cum. Să creăm acolo un eveniment, să creăm un spațiu multicultural, să eu cred că ai marea un om pro... angajat care da, să se ocupe de... Eu, eu îmi să spun că marea problemă nu este de la acest lucru. Prim, primul lucru pe care este că aceste comunități nu se cunosc pe ele. Dacă facem și am fost anul acesta, cred că s-au împlinit nu știu câte, câte localități, s-au împlinit 800, 700, 750 de ani, în jurul nostru chiar vreo 4-5. Yeah. Dacă ne gândim la ele, în afară de niște ansambluri folclorice care au dansat ceva și am crezut că fac niște uh, elemente mai interesante, aducând niște renectări sau ceva, de fapt nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că ei nu se cunosc. Am avut o discuție. Apropo Dar de... tu ești bun, tu ești diplomat. Păi cum să pompezi 50 de mii, 100 de mii de euro în a pune o scenă da. și aduce niște oameni care să cânte, să danseze și știu nu duce nume, mă rog, nu dau nume, de da. niște primării, nici de artiști. Când tu puteai acolo să-ți creezi un eveniment tocmai ca tu, da, comunitate să-ți cunoști resursele. Da. Eu asta spun. Păi eu de da, aici bag vina. De deci, ce? Eu sunt eu foarte avut... dur, cu, știu că-s dur și sună dur, dar dacă deci, risipim bani... Uite, eu, eu îți dau zic, un mai. exemplu, chiar am avut un dialog cu cei care erau elita sat, comunii respective la Racovița, s-au împlinit câteva sute de ani, ei au făcut o expoziție cu povestea Racoviței, ceea ce a fost foarte ok, ne-au cerut ajutorul și la un moment dat ce am văzut că undeva scrie că comunitatea era un pic mai săracă, că doar se unii sau cei mai sărași din, din Racovița se ocupau, erau scorțari, se ocupau de scoartă și am zis, eu vă fac aici o irată. Oamenii erau, cred că, cei mai bogați. Pentru că, uitați-vă în jurul Sibiului, dar nimeni nu înțelege de ce Boița se cheamă Boița, de ce Tunoșul se cheamă Porcești, de ce satul Poiana din, cred că, cred că Chirpăr, se numea Găinari s se ocupa de ce? Pentru că erau depozitele de materie primă pentru marele oraș care era no, pe Cibin no. și așa, așa știe toată lumea. Ori lucrul acesta, exact asta nu se pricepe. Doi, păi vorbim de N bătălii în jurul Sibiului, nici acum nu se știe clar pe unde s-au dat bătăliile acelea, mm. inclusiv și nu este clar. Uh, vorbim de N și N lucruri. Am, am provestit și cu primarul din, din Șelimbăr. Mă uitam la niște, baze de date la Schellimber, erau studenți pe la 1400 și ceva la Viena și așa mai departe. Ei nu mai cunosc lucrurile acestea acum. Iar există așa această frică că stați un pic, că ea, nu erau români, că erau sași, dar noi suntem toți locuitori ai N nu contează care. Eu am dat acum exemplele chiar fericite că oamenii chiar au vrut să descopere mai multe și au căutat informații. Dar oamenii, dacă nu înțeleg că noi ne asumăm istoria unei, unei povești, unei comunități, că au fost maghiari, turci, sași înainte, e, acum noi suntem cei care locuim și trebuie să ducem mai departe comunitatea. Așa asta și să ne cunoaștem. Dar aici te întreb, noi cum putem ajuta? Pentru că voi faceți niște eforturi și știu ce dar, eforturi faceți. Noi mergem în județ, dar, dar eu zic exact că încă nu-i destul. Normal că când destul, dar exact ce ți-am spus. Aducem primarii, toți din județul rural și urbanul mic. Hai să-i aducem undeva, la tine la bibliotecă, mm? la mine la muzeu, o întâlnire cu ei. Voi, oameni buni, nu mai pompați zeci de mii de euro în scene și bumții, bumții. Haideți să educăm comunitatea voastră. Și asta trebuie. Eu sunt perfect de acord că trebuie să fie da. o componentă. Dar nu marea componentă. Da. De festivismul, cât timp festivismul va domina toate aceste sărbări câmpenești, sărbări urbane și rurale, nu o să putem face nimic. Noi de-abia ne ajutăm pe noi, răzvan. De-abia supraviețuim, facem efortul. Deci, o să dau un exemplu. Eu și cu câțiva din muzeu, directori, da? Plus, bine, personal de execuție îl mai rotim. Cred că avem 9 weekenduri la rând, lucrat 7 zile din 7, 12 ore pe zi. Uh -huh. Fără să fim remunerați suplimentar sau fără să avem nu știu ce au wow, beneficii. Da. Dar trebuie să facem. aici trebuie să Discuția trebuie să vorbim foarte pe șleau. Nu mai suntem în secolul 18, 19, 20. Suntem, băi, frate, nu mai sunt. Resurse pe piață nu mai există. Există, e plin. Ia să facă cineva o analiză, să vadă cât a costat toate, cât au costat toate serbările astea câmpenești sau serbările astea de aniversare de uh -huh. sute de ani și așa mai departe, la nivel de județ. Și o să vezi că vorbim de aproape un milion, un milion și ceva de euro, dacă nu mai mult. Da. Bani care puteau fi cheltuiți altfel, cu efecte concrete, că le livrezi primarului. Bă, asta e efectul concret pe termen mediu și lung. Dar cât timp noi gândim pe patru ani și nu gândim strategic, uh -huh. nu să avem rezultate. Unde vreau să ajung? Noi, oamenii de cultură, depindem de mediul politic. Dacă da, vrem să dezvoltăm ceva, noi depindem. Ei nu depind de noi, dar noi depindem de ei. Banc Iar putea de. depinde de noi la un moment în care educăm comunitatea. Poate că asta și măcar nu se dorește. De aceea un test în cultura. am de cultura la nivel național. De deci ce și... la Sibiu e o floare? Cu o floare nu faci primăvară. Eu pentru mine am și spus-o, a fost un șoc această ordonanță. Suntem în anul 2023, avem o capitală culturală. Timișoara, care spune că este un program bun. Uh, avem, uite, avem cazul nostru de, de Sibiu care și-a creat un brand într-o capitală nedeclarată a culturii românești până la urmă și avem toate motivele să ne, să susținem acest aspect și uite, această ordonanță în care efectiv ne provoacă la uh, cum să spun, la, la un regres incredibil dacă, dacă rămâne în forma în care încă este discutată. Eu nu înțeleg de unde vine această idee și cum? Bun. Sau poate înțeleg și sincer ce au spus și se pot supăra colegi din București. Dacă vezi mediul cultural din București, instituțional, cu muzee care stau închise de ani întregi, cu expoziții plictisitoare și fără uh, această efervescență, poate înțelegi treaba aceasta. Dar totuși, când ai niște exemple în țară care iată că funcționează, uh, totuși marile, marile, evenimente culturale se țin și cu niște instituții în spate. Până bine la urmă, înțeles. festival de teatru este al, uh, festival de teatru, al teatrului, dau un exemplu. Festivalul Astrafin la, la Sibiu este al vostru, al Astrafin și al muzeului Astra. Deci nu sunt doar niște oameni care gândesc fără să aibă un, un, bagaj în spate. E bine, e exact în acea fundație, în acel bagaj uh, se, uh, se se lovește acum. Și, nu vorbe, și se lovește, cum să spun, șocant pe infrastructură, pe oameni, pe capacitatea de angajare și de, de, de performare a oamenilor și pe, pe finanțare. Cu acea, acel procent idiot de 7% în care noi în județul Sibiu finanțăm, cred că, cu peste 30%. Da, acum nu știu ce a generat sau, mă rog, ce a determinat pe cei care au făcut ordonanța respectivă în coaliție să treacă de atâtea ori sectorul cultural sau cultura în ordonanța cu plicina, de parcă noi gestionăm bugete de sute de milioane de euro. Pe bună. Deci no, eu chiar am crezut că e care... făcută pentru a rezolva cultura, sincer? Sincer, nu mi-am dat seama de ce, ce treaba au cu cultura, pentru că noi avem din PIB la nivel de minister 0,0 nu știu cum da. la sută, da? La nivel de țară, cultura consumă undeva la foarte puțin dacă e pe, to pe da. total țară și la câte probleme sunt de infrastructură și așa mai departe, mă rog. Uh, nu știu de ce vor să lovească. în. Bine, eu sunt de acord cu o eficientizare. Povesteam amândoi afară da, de Trebuie eu. făcut o eficientizare în sectorul cultural. Dar hai să fim serioși, chiar suntem eficienți comparându-ne cu alte sectoare consumatoare de resurse triple sau dacă nu, de 5 ori mai mari decât ale noastre financiar vorbind, da? Uh -huh. Să facă ei reforma acolo unde Trebuie la început făcută reforma și restructurarea și eficientizarea activității. Să nu mai vedem atâția consilieri la fiecare parlamentar că e în România sau că e la Parlamentul European. Să nu mai vedem atâția secretari și subsecretari de stat. Să nu mai vedem atâția sinecuri. Da, o cu toată responsabilitatea. atâtea sinecuri făcute în ultimii 10 ani de toate partidele. Da? Păi, Dar eu îți dau un exemplu și ASF-ul, salarul de 7-8 ori mai mare decât da. al președintelui României. Dar deci... da, îți dau un exemplu și mai simplu. În, în țara aceasta, în fiecare județ, nu o să dau un exemplu de instituție, pentru că după pe aceea mai mult ca sigur ne cunoaștem cu respectivul și o să zic că ce avem cu instituția lui. Dar cred că putem identifica, dacă am sta, cel puțin 10 instituții care, mâine, dacă dispar, țara funcționează la fel de bine. Dar bineînțeles. Dar dacă dispare un muzeu sau o bibliotecă? Vorbim e, serios. Efectele să... La mine la bibliotecă chiar e mai simplu, că este una fiecare județ mare. Acum, eu să nu mă înțelegi greșit, eu sunt, adică să nu mă înțeleagă nici cei care se uită la noi greșit, eu sunt pe principiul eficienței, eficacității și ale economicității. Și eu, sunt și eu cred că mult acord. management în cultură este un vechit. Sunt vichit. foarte de acord. Există orașe unde sunt cinci muzee, nu mi se pare absolut deloc normal să fie 5, din punctul meu de vedere, ar putea fi o structură pe modelul scandinav care funcționează, nu bine, excelent, mm. chiar excelent, pe partea de eficientizare și de rezultate, da? Poate să fie o structură, să aia să muzeele să fie departamente și cu directorii respectivi și așa mai departe, să fie o singură direcție. Mă rog, asta e o discuție mai amplă, da? Dar de ce tot timpul noi? Da. De ce ori de câte ori trebuie să se strângă cureaua? Am strâns-o cum am scris în postarea de pe Facebook de 33 de ori, fiecare am strânge în da. cureaua. Am ajuns la catarabă, nu mai am unde da. de Deja de deci, când decentralizăm, deci da? decentralizăm cultura, Tot în primul timpul rând. De ce cultura trebuie să fie acolo? De ce pure, frate, cultura alături de educație și de sănătate, că acolo este locul? Nu cu mine sau. Noi am în doi mâini, dacă plecăm din cultură, în pediu privat, am trăit mult mai liniștiți și mult mai bine. Da, de acord. Până la urmă, oameni ca noi mai sunt în țara asta, nu suntem singuri, mai sunt oameni capabili, oameni competenți, cu rezultate și așa mai departe. Noi rămânem că vrem să arătăm că se poate și avem pune în suflet. Dar noi nu stăm pe marșinea drumului. Noi, oricând ne putem găsi un loc de muncă în mediul privat, triplu plătit probabil, mult mai liniștit, mai ales că vin atâtea finanțări acum europene și nerambursabile, în care consultanți ca noi sunt de căutat și de dorit. În, în, pe piața consultanților în a dezvolta produse cultural turistice și valorizarea monumentelor istorice. Chiar suntem, am fi foarte cu cutat. Noi rămânem și facem aceste efort împreună cu oamenii noștri, cu echipele noastre, să arătăm că se poate. Păi tot pe noi ne ciuntiți. Da. Tot pe noi, pe cei care tragem în fiecare an. Cu ce au ieșit România în față în ultimii cinci ani? La nivel internațional ca imagine. Păi și cu cultura, și cu sportul punctual, că și, cu la și cu la matematică. Educație. Și, da, da. În rest, cu ce a ieșit România, wow, să fie. În În 2019, pe muzeul ăsta iată că ia premiul European Museum Academy, nu? Da, asta ia Muzeul Literaturii din București. Nu? Festivalul de teatru cunoscut, Festivalul Astra Film cunoscut, George Enescu cunoscut. Filitul de la Iași cunoscut. Exact. Nu? Lucrăm în proiecte strategice, suntem în charter, proiecte de tip Blueprint, suntem în proiectele cu finanțare norvegiană, dați exemplu peste tot. Adică prin cultură tu chiar ieși. Suntem un nume. România a ajuns să fie importantă în ceea ce înseamnă sectorul cultural la nivel european. Și tot pe noi ne ciuntești, după ce că lucrăm în ce condiții. Păi aș vrea să am bugetul Șolovitură. unui muzeu sau unei instituții care se află în subordinea mea apn ului de exemplu. Da. Să vadă sau ce nu aș face. Sau mea iului. Da, de acord. La mea ia acum așa acolo sunt probleme, că să plâng, că nu mai, sunt, mai vin cadre, poliții și așa mai departe. Ăștia. Da. Problema foarte interesantă este că, inclusiv, sunt două lovituri administrației locale. Ori dialogul pe care îl ai, eu repet, chiar că că Ministerul Culturii n-ar trebui să mai aibă instituții în subordine, uh, știu că o să fiu criticat de, de foarte mult pe tema aceasta. Dar de ce spun treaba aceasta? Pentru că relația este mult mai strânsă. Și tu, ca manager, și acum amândoi avem acest privilegiu, dar nu doar noi. Și cei care sunt la primărie au același privilegiu, poți mult mai repede să discuți cu omul. Și uh, respectiva administrație te înțelege și discută. Dacă nu te înțelegei din nou e o problemă a ta locală, nu este o problemă națională. Ministerul Culturii să știi că ar trebui, din punctul meu de vedere. Deci, acolo la Ministerul Culturii funcționează uh, foarte bine unitatea de management a proiectului. Deci, gestionează atâtea proiecte cu milioane de euro. La ce echipă au? Gestionează da. foarte bine. Nu îi laud pentru că noi implementăm proiect prin ei, mm -hmm. tot timpul am spus chestia asta, când am început să lucrez îndeaproape și să văd de fapt care e nivelul. Un nivel foarte ridicat, da? Ministerul Culturii ar trebui să aibă, în, cum am și văzut o postare sau mă rog, am discutat cu cineva, să aibă regiuni, pe regiuni, să aibă centre regionale, mm -hmm. prin care să, de, să gestioneze nu doar partea de avizare construcții, inclusiv instrumentul financiar. Avem regiunea Centru. Pe regiunea Centru ne alocăm, nu știu, 10 milioane de euro prin Programul Național de Restaurare. Ai 10 milioane de euro în regiunea centru, bată-te cu proiectele care sunt prioritare, că da. tot știi nevoile. Nu stabilește mie uh, București sau alt evaluator că e important să restaurez castelul de la Boisa și nu castelul de la Boarta sau invers. Corect. Eu, ca autoritate, decid care sunt nevoile mele și de acord, prioritățile de acord, mele. De acord. Dar ministerul trebuie să fie acest liant până la urmă. Da, da și să, de fapt, ministerul, din meu de vedere, trebuie să-ți ofere expertiza, să-ți pregătească experții, ca este instanța să ți dea banii necesari și să și să dea vizele necesare și, și cu asta și să gândească programe să gândească programe și strategii să poată fi implementate de instituții da. chiar dacă sunt sau nu subordinate asta nici măcar nu mai contează că programele apropo, nu pot fi gestionate de Apropo de asta, bugetare, ce uh... Noi am mai discutat toate. N-am nicio problemă dacă foarte multe fonduri sunt, uh, sunt în licitare. Adică, da, aici este o sumă de bani, uh, haide să câștigi un proiect. ca atunci o să vede și performanța managerială până la urmă. Și n-am nicio problemă dacă fiecare instituție de cultură este obligată ca măcar un 10%, 20%, 30%, ușor, ușor, ascendent în câțiva ani să își asigure fondurile din astfel de programe, nu doar din sponsorizări. Pentru că atunci eu pot să pun bani necesari pe piață și hai să gândim proiecte. Și proiectele cele pot deveni interesante și, cum să spun, esențiale pentru toată România. Noi, nici, noi la ora aceasta nu, nu nu avem o logică. Ce ne dorim cultural din România? Acum strategia. Deci... Noi ne bucurăm că e un chiriac, ca să nu vorbim de, de persoane care cunoaștem, dar noi, noi avem o strategie pe, pe teatru în România? Acum, am decis sta... noi că vrem? Nu, am decis... Strategia asta pe cultură care e făcută va fi în dezbatere da. publică, trebuie să o urmărim. Aici, iară, ca să nu arăt că doar că cât suntem noi de grozavi oamenii din cultură, să arăt și părțile mai puțin bune. Când este un document în dezbatere publică, dat nimeni de Ministerul Culturii, strategia de dezvoltare pentru cultură și așa mai departe, nimeni nu reacționează. Da, așa este. Va ieși codul patrimoniului, încep să apară grupurile mici de interese care vor să acolo, acolo și acolo. Da? Deci noi în cultură nu -am, am învățat să fim o voce unită. Indiferent cât să bălăm. Aici, uite, totuși spun partea bună este că pe de ordonanță cât de cât grupurile culturale s-au unit, unit un pic au. unit pentru de... că am dat și un mesaj ca președinte al rețelei și ca, mm. mă rog, cunoscut în momentul de față și spun noi trebuie să dăm un mesaj unitar. Da. Noi, sectorul cultural, suntem văzuți de faptul, deci ca fiind cei mai dispersați, fiecare cu aia măsii, cum s-ar spune. Cred da? că și de asta se lovește acum cu Și în cultură. Atunci, acum. Și de, asta. și de asta se lovește. Acum, fiind uniți. Deci noi putem, de exemplu, și o spun din 16 august, eu vreau să intru cu muzeul în conservare preventivă. Să nu mai intre niciun vizitator în muzeu ca să văd operatorii privați, cei care nu au, oameni care și-au luat bilete, vin da. la Sibiu, că avem muzeu, în august, tot felul de evenimente, la Bruchental, la fel, la Astra, la fel, dincolo, la fel. Nu o să mai poată să-l viziteze. De deci, ce? Ca să vadă, bă, stai un pic. Eu nu sunt mai consumator, mă, eu generez ție dezvoltare. În țară eu generez dezvoltare. Chiar generăm chestia asta. Da. Unde nu se generează dezvoltare, păi nu-i vina mea. E vina ta ca autoritate, că n-ai stabilit niște indicatori. Mie Consiliul Județean Sibiu nu mi-a stabilit indicatori. Mi-a stabilit eu indicatori în concordanță cu politica județului de a-și dezvolta da. turismul și cultura. Când au văzut, când vede Consiliul Județean în proiectul de management sau în, un proiectul de management, care direcțiile, că de fapt eu vreau dezvoltare, nu mai trebuie să țin bună nimic. Dacă vede că vreau, vrem să dezvoltăm. Da. Dacă tu pui indicator să faci două expoziții, Aduci Bine. cu arcanul oameni în expoziția respectivă, și fără la... indicatorii calitativi. Păi, să avem păi aici, aici din păcate ne lipsește, pentru că la evaluare tu poți să faci 30 expoziții bune în care să-ți vină lumea, altcineva face tot 30 de expoziții, dar din ele în care vin doar angajații, cum se comportă, sau oameni care, de fapt, uh -huh. ce fac? Vin trei oameni, au mâncat un pișcot și cu asta basta și tot expoziția se cheamă. Și atunci unde de calitatea între ceea ce face un om care aduce expoziții internaționale sau și unul care de fapt nu, nu face și, repet, vin trei, trei, oameni? Sau unde, sunt, unde se poate Evident că, din păcate, eu zic că aici ar trebui și medicul trebuie să-și găsească niște elemente de control și de, de, de control al managementului. Pentru că acolo poți să vezi diferențele. Acum, dacă vedem, toți suntem, în ghilimele, toți suntem înșmeche, toți suntem tai. Dar trebuie să facem Dar dacă încep să faci niște da. elemente, o să vezi niște surprize foarte interesante la unii S și la alții. Dar să știi că eu nu sunt foarte mulțumit de. Eu nu sunt extraordinar de mulțumit de activitatea muzeului asta. Eu știu că se poate face mult mai mult. Eu știu că se poate face mult mai mult decât facem deja. Mm -hmm. Da? Dar există acești timpi morți care nu pot, eu nu am reușit nici cum se pot controla, ca să spun că da, ok, intru foarte eficient sau foarte eficace. Când vorbesc eu, nu eu, Ștefan Ciprian, eu muzeul ăsta. Da, cu toată echipa asta faina mea, că noi suntem o echipă super faină la muzeu, că altfel nu poți să faci nimic, dacă nu ești cu oameni... Aveți un noroc că sunt peste 50. Suntem, da, suntem peste 50. Acum plecam cu ei în privat, oricum, și cu asta basta. Ne făceam da. un muzeu privat și Dumnezeu cu Mila. Corect. ne apropiem de final. Dacă ești de acord, de fiecare dată cei de la turnul sfatului propun o întrebare pentru invitat. Stam mm -hmm. să-ți o citesc exact cum i-au trimis-o. Unde se trage linia între artă și cultură? Pe de o parte. Și turism pe de cealaltă parte. Multe evenimente culturale din Sibiu de astăzi par, par orientate către a trage un număr cât mai mare de vizitatori spectatori în detrimentul unor acte culturale de calitate. Inclusiv activitatea majoră în de cultură este cuantificată prin cantitate și mai puțină calitate. Aici nu, nu, nu pot să fiu de acord. Acum depinde, de fapt. Problema în România este educația. Suntem cu toții de acord. Problema în România este educația. Ori tu, ca să-ți atragi oameni într-o instituție de cultură, trebuie să faci anumite compromisuri cu grimele de rigoare până ai introdus, până să-l trecut pragul. Ei, după ce ți-au trecut pragul, numai de tine depinde cum comuniști ceea ce faci tu acolo ca și act cultural. Ar trebui să vedem lucrurile acestea cumva din altă perspectivă. Să înțelegem că instituțiile de cultură trebuie să oferă mai multă educație și să și să la ofer... toate agendele culturale. La agenda culturală aici trebuie făcută clar o, o diferențiere pe indicatorii calitativi. Uh -huh. În același timp, exact ce spuneam înainte, cu indicatorii calitativi din, într un proiect de management. Nu poți să faci două expoziții și aduci angajații cu arcanul sau o școală ca să participe la expoziție, apoi expoziția asta închisă. Corect. Sunt perfect de acord. Uh, cultura. Este asociată cu turismul inevitabil. Uh -huh. Pentru cine faci cultură? Pentru cine faci cultură? Da, de acord. Dacă nu faci să o expui, să-ți comuni valori de tare, identitare, specifice, locale, regionale, uh -huh. naționale, pentru cine faci? De acord, de acord. Deci, din punctul meu de vedere, toate se leagă. Depinde de cât te duci în sferele respective, cât te duci, în ce parte te duci. Uh -huh. În același timp, la fel, îți dorești mai mult. Noi, de exemplu, îmi doresc să fac anul acesta ca o instituție venituri proprii șapte milioane de lei pentru că am nevoie că au crescut toate, gaz, curent, pază, tot absolut și nu am de unde să. Da. Sunt nevoie câteodată să fac un act cultural mai nișat sau mai low profile, tocmai să aduc o altă categorie de beneficiari care consumă în muzeu și eu permisă. Deci, în în ritmul ăsta, da, să ajungem în spațiu comercial dacă continuăm așa. Da? Dar dacă nu asociezi cultura cu turismul, din punctul meu de vedere, este faliment. Cum îmi place să spun tot timpul faliment. Trebuie să faci pentru cineva da, asta tot așa. ceea ce îi vrei să și nu numai pentru cu turism, cu comunitatea. Asumarea patrimoniului, asumarea actului cultural de către comunitate. Și aici, pe agendele culturale, pe agendele atât ale primăriei cât și ale județului, problema, este de fapt, este legată de indicatorii calitativi. Cât? Mi-am sugerat toată Consiliul Județean Sibiu, ok, aveți 2 milioane să nu mai știu cât e agenda culturală, dar împărțiți, avem 5 regiuni etnografice. Dați câte 100-200 de mii pe fiecare regiune etnografică, unul, două proiecte, ca să rămână ceva în comunitate. În Sibiu la fel, dacă mă întreb, spuneam și ieri că am fost ieri participat, a participat la o altă emisiune, din punctul meu de vedere cel mai eficient da, și cel mai corect eveniment uh. derulat în Sibiu, să nu vorbesc de cele în care noi suntem parteneri, este Armania. Eu atâta lume cât o fost la Armania sâmbătă, eu n-am văzut de când sunt în Sibiu. O spun cu toată responsabilitatea. Nu fiți? Nu. Deci nu am văzut atâta lume piața în piață. Da. deci în piața mare nu am văzut. Și codruța și cu cifrele corecte. În piața mare nu intră mai mult de 20.000 de oameni. Tu nu poți să ieși și nu vorbesc de niciun fel de director de instituție de cultură în momentul de față. Tu trebuie să fim realiști când dăm cifrele. Da. Dacă noi exagerăm în cifre uriașe, n-am făcut nimic. Și mi s-a părut un eveniment, și ea știe cât de greu îl gestionează. Asta, apropo, de discuția cu piața mare, care, mă rog, mi se pare un exagerată. Trebuie să avem grijă și cine-ți aduce, ce venituri-ți aduce unui, unui oraș. Bun, finalul. Dacă tot ai, te -ai uitat la podcast, cum i-ai spus, știi că am și un chestionar la final pentru fiecare mm. invitat. E, repet, chestionarul Prus, trei întrebări, restul trecem prin chestionar Herman, adică foarte multe lucruri legate de Sibiu. Începem, da? Mm. Virtutea favorită sau preferată. Ata. A mea? Da. Virtu nu, a, 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 cum vezi tu față de la un om? Care trebuie să fie virtutea cea mai importantă? Hmm. Păi eu cred că ă, caracterul. Deci avem mari probleme legate de caracter în momentul de față în societate. De acord. Ideea de fericire? Să faci și ceea ce îți place. Și ideea de tristețe? Să nu faci și ceea ce îți place. Da, de acord un personaj istoric preferat? Din Sibiu sau din, din țară? Iancu de Hunedoara. de, de Hunedoara. Știi că se pregătește o carte -am auzit, despre Iancu de Hunedoara, da. foarte, foarte interesant. Este cel colegul nostru din Sibiu care a și fost invitat de câteva la podcast și a scris cartea cea minunată de Ștefan cel Mare. Acum se pregătește de Iancu de Hunedoara. Unde îți place să trăiești? La munte. La munte. Unde și când, în schimb, ți-ar fi plăcut să trăiești? Mi-ar fi plăcut să trăiesc, sincer îți în perioada marilor descoperiri geografice. La unde? Chiar în, acolo? În... în ce înseamnă Noua Zeelandă, Australia, zona respectivă. <laughs> și chiar mi-ar fi plăcut. Frumos, frumos. Da. Scriitorul preferat? De specialitate orice. sau orice. orice? Păi îmi place cum scrie Radu Vancu în ultima vreme, da. care <laughs> îl citesc, nu, serios. Și chiar vreau să consum cât mai multă literatură românească și cărtărescu, mm -hmm. Da, iar dintre, dintre istorici îmi place Hoitinga. Da. Uh, is bine, acum este, cum majoritatea suntem istorici, au fost și alți oameni, dar uh, putem să o datăm. Istoricul, arheologul sau omul de știință preferat? Ca Isus istoric, ca istoric uh, din România, Iorga, clar. Mm -hmm. Da? Uh, arheolog Doina Benia Ce mai era? Nu, atât. ce da? vrei tu? Da. O personalitate literară preferată. Un personaj. Un... Îmi place din Ion, romanul Ion. da. Corect. Chiar Ion. Și o personalitate istorică preferată? O... Dimitri Cantemir. Da. Asta Anul acesta este anul Cantemir. Uh, artistul preferat? Grigorescu. Grigorescu. Sibianul preferat? La ce La Orice. La orice? Un Sibian Sibianu din istorie. Pre... Un Sibian din istorie. De la Herman la Dumitru Budrală. <laughs> Pot să vorbesc de irimie. Ok, da, corect. Irimie dă ora exactă până la urmă în ce înseamnă da. muzeologia a secolului trecut. Corect. Cartea preferată. Ai fi uimit, mă relaxez citind povești fermecate rusești. Da. Deci mă relaxează basmele și cele românești, mă relaxează efectiv. Mm -hmm. că intru într-o în atmosferă aia copilăriei. Acum, dacă îmi spui de muzeul Astra, înțeleg, dar totuși, locul preferat din Sibiu. Locul preferat din Sibiu este zona Parcul Tineretului, Strada Cetății în sus, acolo, da, îmi place. Asta este un <laughs> <tu> răspuns <laughs> mai nou. Majoritatea mergeau ori în muzeu, ori în Piața Huet. Pe lângă. Bine, muzeu, nu pot să spun că e muzeu, da, da dar în muzeu nu prea apuc să mă bucur. Că în muzeu, dacă mă duc în Dumbrava... Vezi ceva, trebuie exact, să faci ordine. Dar, dar acolo, în zona respectivă, chiar îmi place. Bun. Sunt acei ani și întrebarea e un pic mai complexă. 1191, sau 1366, sau 1601, sau 1692, sau 1817, sau 1916, sau 2007 la Sibiu. 2007. 2007. O amintire plăcută din Sibiu. O amintire plăcută din Sibiu se leagă de delegația de la FMO când femeia fiind fondul monetar care gestionează toate finanțările norvegene, uh -huh. culmea au venit la sibiu să la Noi la muzeul Astra să-și vadă investiția, le-au plăcut foarte mult, să negocieze viitorul parteneriat cu România. A fost o mare bucurie și multe emoții au fost în sufletul meu, chiar am și lăcrimat când am văzut cât la ce nivel a ajuns muzeul Astra, la nivel internațional, de a venit această delegație și a ales muzeul Astra să discute negocierea pe toate fondurile. Deci a fost ceva, nu știu cum să spun, foarte emoționant pentru mine. Anul cel mai istoric trăit la Sibiu. Uh, 2019. 2019. Da. În sfârșit, a treia persoană care spune 2019. 2019 a fost, da. da. da că am zis. 2007 nu l-am prea digerat, nu l-am prea priceput. În 2007 aveam 2 ani de muzeu. Uh -huh. Dar nu eram, la cât eram de prins cu delegațiile și cu restul activității, că plecați o echipă de muzeograf și de șef foarte bună din muzeu, știi, discuțiile da. de așa mai departe, știi, nu am avut timp să consum anul 2007, să-l înțeleg foarte bine, că eram tot un dute vino, știi, cu delegații în muzeu. În schimb, 2019 a fost un an în care, cred că, muzeul a atins apogeul maxim și cu premiul European Museum Academy și medalia de, de aur la Leipzig și 635.000 de vizitatori muzeu plus toate evenimentele și mai congresul, da, făcut congresul de... summit summitul la muzeu și tot. Deci da. a fost un an ăsta va rămâne în istorie pentru muzeul Astra, clar, de la, din aprilie până în noiembrie. Corect. Cipiu, foarte mult îți mulțumesc. Asta este cartea mea. Pe toți vă rog să însemnați cronica Sibiuului. Așa. Asta cred că va fi interesantă când va ajunge la bibliotecă, că la bibliotecă va ajunge, uh -huh. alături de restul cărților mele. Îți mulțumesc încă o dată. Merci, Cred că a fost o discuție bună pentru mulți. Sper să și fi creat niște dezbateri ulterioare. Vedem ce se va întâmpla. Mulțumesc încă o dată în Corso Consult, Gama SRL, Mihai Nițiu, Brocaraj în Asigurări, Lucian Hunia, și Berry B13 pentru că ne susțin și ne sprijină și fără ei și fără voi cei care nu ne urmăriți nu, nu, am, nu am exista. Lui Răzvan Marco și Florin Bădile pentru că ne sprijină tehnic. Ne vedem data viitoare. Deocamdată ne urmăriți pe pe Spotify, pe Google Podcast și mai ales pe YouTube. Mii de mulțumiri și ne revedem. La revedere. Merci.